act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy. But still I'm right here, screaming I'm good. Like you still making music, man? Ask them kind of questions, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, cause I do work my ass off. Back up in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Trying to give the world some hope, so through the dark I'll cast art. Hope it lights the way, brightens your yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction, somewhere where is yours? I've had mine and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor, y'all don't seem to help no more. CSR the movement, cause the internet's what opened doors. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right here. Screaming I'm good. To say is y'all ain't been about the dream. Even back in high school, y'all were really about the team. To those who were, you know I know, and your support means everything. About to prove, come from anywhere and become anything. That you can take whatever you love and make it everything. But we're part is bigger than us. We made it everything. You know it's because I wear my word like a wedding ring. Sticking to my creed, put honesty above everything. Cause I ain't been perfect, but at least I got a purpose. Rising stars in my contact list. We hippies and we merch shit. Conversations with the greatest, can't wait to say I made it. Shouts to those who say I helped them get through hard times, who my favorite. Shouts to channels that upload me and the haters that can blow me. And shouts out to a world and system you won't see control me. Blogs that show me love and friends who love what we does. Everyone who sees us hitting the top before it you're comes. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy. I'm your sidekick, cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy, but still I'm right here. Așa mă, salutăm mă băieți și fete și bine ați venit pe un nou live. Mă, nu înțeleg ce e cu atâta entuziasm fals, zici că nu m-ați mai văzut de o săptămână, ce dracu. Dați două secunde că vreau să oprez de aici câteva chestii înainte să începem. O să vă explic și care e treaba cu Nea Mitică. Bă, muzica o să opresc de acum că sincer deja m-am plixit de muzica asta. Dați-mi două secunde vă rog că o să vreau să opresc câteva chestii de aici înainte să începem. Cum ar fi browserul că mănâncă din FPS-uri și n-are rost. Așa, și să intrăm și pe joc că mi-e să-mi iau kick pentru AFK, nu de alta. Salut Ordila, bună Crisa, salut Darie, salut Flo, Bogdan, Gabi, Crazy, vă salut pe toți acolo pe chat, vă salut pe toți. Salut Cosmi, bine ai venit, neața Topo, neața frățioare, salut Gheorghe. O grămadă de saluturi acolo, mă bucur să vă revăd, stai așa să nu-mi iau kick, nu de alta. El este Nea Mitică, Nea Mitică are 43 de ani, este beat manga, dimineața la prânz și seara este beat manga. O să vă dau mai multe detalii despre el, stai așa puțin, că mi se mișcă un pic că am nașpa jocul, stai așa să văd ceva. Bun, pare în regulă acum.
Salut Soapule, salut Horix, salut că Helbet, Ivano, dracu. Băi, asta e caracterul, frate. Asta este caracterul, este neamitică, ți-am zis dimineața la prânz și seara, el este beat. O să mai joci Fortnite pe live, din păcate, nu știu ce se întâmplă, cel puțin în ultima perioadă cu Fortnite-ul, nu merge chiar atât de bine, deci nu prea pot să fac live cu el. Salut Coco, salut, salut, bine ai venit. Salut Snipe. Da, asta este mașina lui Neamitica, este Dacia 1310 Sport. Neamitica are și o nevastă, aparent, greu de crezut, dar chiar are o nevastă. O nevastă care are 18 ani. Da, știu, sună ciudat, da, chiar asta este adevărul. Nu știu dacă este online, stai așa să văd, dar nu cred că este online. Nu este online nevasta lui Neamitica. Poate intră pe parcurs, cine știe. Gheorghe, te salut, frățioare. Salut, salut Obi, salut The Beast, vă salut. Bun, ideea caracterului este că este foarte sărac, bea tot timpul, este un cerșetor care și muncește pe jumătate, adică este și mecanic. Doar că vă dați seama că este foarte greu ca Neamitica să-și facă treaba de mecanic, pentru că fiind tot timpul beat, e cam greu să conducă, că dacă îl oprește poliția, automat îl ia ca băul la volan. Nevastă de 18 ani, da, este și o nevastă de 18 ani. Caracterul Neamitica l-am creat acum vreo 2 zile, adică de vreo 2 zile tot încerc să fac roleplay cu el. N-am avut timp să fac live, din păcate, zilele astea. Dar o să prindeți pe parcurs. Deja lumea știe pe server de Neamitica, îl cunoaște pe Neamitica, mai ales poliția îl cunoaște cel mai bine pe Neamitica. O să vedeți mai multe, să vedem unde sunt playerii deocamdată, să putem interacționa un pic cu ei. Salut, Toltene, salut, salut. Așa urât îți face mereu imaginea? Da, pentru că caracterul este beat în momentul ăsta. Uite, el merge foarte drept. Stai așa să nu dea mașina peste mine. Uite, vezi? El merge foarte drept, Neamitica. Stai că poate mă vede poliția. Nu. O să-ți arăt, o să vezi tu. Salut, Minimal. Salut, salut. Ia să vedem ce se întâmplă aici la primărie. Avem cu cine să interacționăm pe aici. E și poliția, ceea ce nu-i prea bine. N-aș vrea totul să mă prindă poliția beat la volan iar. M-am mai prins de câteva ori. Bine, de câteva ori m-a lăsat, dar... Am înțeles. Ok, hai să vedem unde sunt playerii. Wow. Tipul are foarte mare lag. Ok, aici ai oprit pe ăștia poliția. Calto, care e vocea lui? O să vedeți imediat și care este vocea lui Neamitica. Toate la timpul lor. Caracterul inspirat din seria de pe San Andreas, Neamitica. Neamitica de pe San Andreas. Nu știu exact la ce te referi, dar... Probabil, habar n-am. În mijlocul oceanului. Ok, nașpa de tine. Unde sunt playerii, frate? Playerii, dar bine, fără poliție. N-aș vrea poliția totuși acum. Saltare spor la joc. Salut. Stai așa. Hai să facă puțin Neamitica niște bani. Stai așa. Dar e poliția acolo. Cum fac eu să... Vreau să-i repar mașina lui ăsta. Bă, că i s-a stricat mașina. Dar dacă e și poliția acolo, e posibil să mă întrebe ce caut la volan. Așa că mai bine aștept să plece poliția de acolo. Ce mă trai? 2.0 benzină? 1.4, 60 de cai, tata. Uite, încă unul cu Dacia. Sau hai, mai bine plec. Hai să vedem pe unde mai sunt playeri. Păi că e foarte multă poliție online. Asta merge pe jos, săracul, ok. De obicei la primărie se strânge lumea. Nu știu de ce acum nu prea e nimeni. Adică văd că e decât un medic care... Nu știu ce face cu bicicleta aia. Firesc cam atâta. Fii atent, facem o schemă, stai așa. Trebuie să văd, dai cunosc pe polițiștii ăștia? Dai cunosc, stai așa. Facem o schemă, lăsăm mașina puțin mai departe. Mergem pe jos, stai așa. Schema lui Neamitica este tot timpul. În momentul în care trece strada, trece cu mâinile sus, înțelegi? Asta este schema lui Neamitica. Ca să nu dea mașinile peste el. Haideți, vă rog, ridicați mâinile sus cu fața la mașină. Ce faci, moșule? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, băi. Dar tu cine ești, măi, tată? Și
Ce-s cu ciupicii aia în picioare, băi, tata, mă? Care ciupici, domne? Aștia sunt pantofi de firmă. Dar ce mărime purtați? Așa de curiozitate, vă întreb și eu. Cât le ai la live? Vreo 30 de secunde, ceva de genul ăsta. Am înțeles, dacă ea sunt 43, e bine, înseamnă că treci mai bine. Domnul, sunteți ok? Aveți nevoie de îngrijire medicală? Nu, tata, așa sunt eu, așa sunt eu. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnule. Să mor eu, dar să nu vă dea sănătate. Domnule, hai să vă duc până la spital. Hai, tata, nu mă duc la spital, sunt bine, să mor eu dacă nu sunt bine, ce dracu. Azi mai fost și așa, acum o săptămână. Păi, tata, eu tot timpul sunt așa, adică nu înțeleg de ce îți bași capul, adică, na, e ok. Stai așa. Bă, dar vreau să mă duc la polițistul ăla, mă, că ăla e tovarășul mine, polițistul ăla care tu mai a plecat. A, dar ăștia nu mă lasă în pace și vor să mă ducă la spital, ok? Am băut, conduc beat. Nici n-am permis. De când l-a făcut până mitică, nu mai boschetare au părut pe server, nu știu care e ideea. Dați-mi și mai mult timp. Deci că ți-ai cu sigura pe jumătate, păi trebuie să... Na. O, domnul, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ce faceți, domnul? Ah, la datorie, la datorie. Băi, tata, am și o întrebare la tine, băi, tata. Tu fumezi, măi, tată? Uitați-l, domnule. Haide, domnule, că știu că fumezi. Dă-i și tu o țigară, măi, tată. O țigară, atâta vreau să mor. O țigară și am plecat să mor eu. Haideți mai aici. Hai, mă, tată, o țigară. Să mor dacă nu te link, dacă nu-mi dai o țigară, să mor eu. Nu vreau o electronică? Să mor dacă nu te link. Băi, dai mă drumul cu electronica ta de aici. Băi, tată, tu vezi că port o conversație aici. Uite cum funcționează, mă, bă. Aleu. Hai că spate. Domnul polițist, ăsta e deosebit de prost, să mor eu. Puteți să luceți la pușcărie pentru prostie, să mor eu. Așa, băi, tata, da măcar bani de un pachet de țigări, îmi dai și mie să mor eu dacă nu-mi dai. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să mor eu dacă nu-ți dă. Alo? Ce-a făcut ăsta, mă? Salut, Calita! Salut, Floyd, salut, binevenit! Domnul polițist, mă auziți? Stați așa, că vă bag degetul în ureche ca să mă auziți mai bine, stați așa. Acum mă auziți, domnul? Ok, apare, nu mai mă aude. Merge mai departe. Bă, văd că nu mi-a furat nimeni de aceea, ce e bine. Merge mai departe. Ce dracu a făcut ăla? Probabil o fi picat jocul sau ceva. A, scuze, 2 secunde, mi-a scris acolo, scuze, 2 secunde. E, lasă-mă, mir, ăsta, pe red mask. Dar care-i treaba cu medicul ăsta care merge pe bicicletă? Ok, unde mai găsim noi playeri? Trebuie să mai găsim playeri. Trebuie să facă și neamitică ăsta niște bani, nu? Că băutura aia nu se cumpără singură. Uite unul la secție acolo. Dar cred că e AFK ăla. Nu cred că e cea mai bună idee să mergi să cerșezi la secție, adică... Hai dă-și noi câteva ture, trebuie să mai găsim pe cineva pe aici. Asta îmi place la orașul ăsta, frate, este mic, trebuie să dau la un moment dat de cineva. Asta este abandonat aici. Asta e abandonat aici. Ce trebuie să se întâmplă, mă? Și-au luat cărești ăștia? Nu, aparent serverul e full. Nu înțeleg care-i treaba cu toate mașinile astea lăsate așa. Uite, și asta e lăsat aiurea? Mă rog. Căldu-ți a plăcut aseară, mi-ai dat 2 pumni ca... Da, tot a fost Caterinca. Pe ce server ești că nu prea văd în call? Sunt pe F-Play-T, frate, scrie și în titlu, pe F-Play-T sunt. Păi, dar unde-s playerii și de ce sunt atât de multe? Ia stai așa, puțin. Rog, helperii să mai șteargă din mașinile lăsate aiurea. Mulțumesc. E plin orașul, frate, de mașini de-astea lăsate aiurea și nu înțeleg care ideea. Vezi că iese fum din dace, nu iese, mă, tata, e în regulă. Asta e cea mai șmecheră dace. Se că am avariile pornite pe ea. Gata. Păi, dar unde sunt playerii, mă, să mor eu? Vreau să-ți văd nevasta, o să o vezi, o să o vezi. Stai că merge să ne luăm de el. Băi, tata, ce dracu, mă, uite-te, bă, și tu ce mi-ai făcut, mă, la bolidul ăsta, mă, al meu, mă, ce dracu, mă.
Tu cine ești, măi, fiule? Mă, tăi, beata, mă, cum adică mă sunt beat? Uite ce mi-ai făcut la bolidul meu. Uite-te și tu, frumoasa, uite-te și tu. Vino încoace, vino încoace. Vino încoace că te trag de urechi să mor eu. Uite-te și tu. Uite, mi-ai spart farul să mor eu. Ce dracu facem aici? Tata, ești beat, tata, du-te și culcă, te lasă mașina. Băi, dar dacă îmi dai bani să mor eu, de nu mă duc și mă culc, ce dracu? Să mor eu dacă te mint, mă duc și mă culc. Eu nu beau, băi, tata, uite-te la mine, mă vezi pe mine bețiv, ce dracu? Mă duc și repar farul la mașină, să mor eu. Uite, fii atent, chem poliția acum, fii atent, nu chem eu poliția. Domnul polițist, veniți încoace, vă rog eu frumos, că nu mai suport așa ceva. Stai puțin, domnul cu hanurac alb, ridică mâinile sus, te rog frumos, și vină lângă mașina de poliție. Am înțeles, ok. Agente din poliția va alături. Da, da, da. Mă scuzați, imediat, domnul Mitică, imediat. V-am zis că mă cunoaște lumea. Frumos, o să o să vă facem un percheziție corporal, deoarece în zonă s-au anunțat că ar fi intrat în oraș niște drogați. Și am înțeles de la dânsul că... Domnul polițist, ăsta e cel mai drogat dintre toți, să mor eu. Mi-a lovit mașina. Domnul polițist, aveți nevoie de un echip? Aveți nevoie de un medic? Ia vorbesc prea mulți. Aveți nevoie de un medic, domnul polițist? Am înțeles, sunt stăți liber. Domnul, cine are armă, domnule, n-are nimeni în armă? Un om cu motorul. Păi, om cu motor, mai puneți să-l ia pe dâns. Domnul, rămân aici, aveți nevoie de un echipaj de ambulanță? Nu. Mamă, dar cum îi face rău la microfonul să mor, îmi sângerează urechea. Băi, tata, fii atent, am și o problemă, măi, tata, fii atent, ascultă la mine, să mor eu dacă te min. Fii atent, băi, tata, eu veneam dincolo frumos cu mașina, cu bolidul albastru, uite ăla de acolo, fii atent. Așa? Și fii atent, măi, tata, iese săracul ăsta cu mașina asta roșie de aici, din showroom, fără să se asigure, măi, tata. Și l-am lovit și omul nu vrea să-mi dea bani, ci că să mă duc acasă să mă culc, să mor eu. Cine are mașina roșie? Uite, săracul ăsta. Da. Nu vreau să-i dau bani, domne, că... Păi cum adică? Nu, stai, bă, băi, tata, eu nu beau, măi, tata, eu nu beau, să mor eu dacă beau, ce dracu, nu mă crezi? Ăsta-i domn Mitică, domnule, el așa vorbește, așa stă, el, de când e în orașul ăsta, el nu bea. I-am pus și eu la de-atea ori. Așa, așa, duhnește, nu? Păi duhnește, băi, tata, băi, tata, așa e mirosul meu, băi, tata, să mor eu. Mie îmi place să mă dau cu mirosul ăsta de vodcă, înțelegi? Mie îmi place mirosul la vodcă, știi? Ia care n-aveți treabă pe aici, dați-mă drumul de aici. Lăsați-l pe domnul Mitică în pace. Da, băi, tata, băi, toată lumea mă necăjește, mă, tata, mă. Vrea el să raporteze. Domnul polițist, am fost martor. Da, a fost martor, domnul, a fost martor. Domnul cu mașina roșie nu s-a asigurat. Exact, are perfectă dreptate. Este numai vina lui. Domnul cu... Asta cu mașina roșie. Domnul, ia vino, domnule, ce cu pistolul ăla acolo? Ce cu pistolul ăla acolo? E de formă, domnule, nu e. Ia veniți unul la de formă, ia puneți mâinile pe plafon. De ce mă urmăreați? Vreți să-l amenințați pe domn Mitică? Da, mă amenință, că dacă nu mă duc acasă, ci că-mi rupe picioarele dacă nu mă duc acasă. Auzi și tu. Ce vorbe. Cu ce vă ocupați, domnule? Aveți vodka, a? Sunteți bețivi și l-amenințați, ziceți de domnul Mitică că bea. Uite, vedeți? Omul are vodka la el. Băi, eu mai am vodka la mine? Stai așa, băi, eu sper că nu mai am vodka la mine. Stai așa, informații... Aveți vodka la dumneavoastră, da? Inventar. Da, mai am decât vreo 16 sticle de vodka, dar e ok. Păi da, merge până la sticle, dar întâi plătiți domnului Mitică o despăgubire pentru mașină. Da, băi, da, corect. Băi, unde pleacă, băi? Alo, băi, domnul. Nu știu ce e la OC, haide. Dă-te jos imaginea. 2 secunde să te ajute să deschid portiera asta. Domnul, dar mașina mea e foarte scumpă, trebuie să-mi dea o grămadă de bani, ce zic? Ia vorbiți, domnule, cu domnul Mitică. Dumneavoastră cred că sunteți la băut. Da, dacă mergem la un bancomat, mă înțelegește domnul polițist, nu știu cum facem. Da, domnul, așa facem, să mor eu, așa facem. Domnul Mitic, hai că te caut eu mai târziu după ce îmi dă banii și vin și ți-aduc eu banii. Ah, perfect, să vă dea Dumnezeu sănătate, să mure dacă nu vă dă sănătate. Haideți, domnul, cu mine. Gata, mă, tata, vine polițistul, mi-aduce și... Da, tata, uite săracul ăsta cu mașina asta roșie, urât, a intrat în mine, băi, tata, nu s-a asigurat. Urât. Îl știu pe el, și mine a intrat, mi-a rupt la 2 secunde. Nu vă jingiți. Da, așa mai face mașina mea, înțelegi? Mașina mea câteodată e magician, înțelegi? Trebuie să mulțumim mașina că mi-a dispărut.
Păi tu ești bogat, ne-am indicat, îți cumpere alta. Nu, dar imediat mă ușor să mor eu. Dar măi, scumpă bașta, e $350, ce pui mei. Iar foarte scumpă. E sistemul ăla, când, nu mai știu după exact după cât timp, gen se șterg mașinile astea care nu sunt folosite. Stai așa, da, ce 1310 sport, uite. Da, băi, tata, ia zi. Dar o doși, că nu mai dăm și noi. Băi, tata, stai așa, băi, tata, că trebuie să fac și eu niște bănuți, înțelegi? Mai târziu, mai târziu bem, să mor eu. Vedem, vedem. Mi-aduce, mă, mi-aduce banii, ce dracu. Altul cu Dacia. Băi, tata! Dacia aia prinde, băi, viteză! Asta are gemă în urechi, n-aude? E ok? Hai să vedem unde mai găsim noi player acum. Aici e careva? Bă, de ce nu mai e lumea la primărie, frate? Tot timpul era cineva la primărie aici, acum nu mai e nimeni, care e ideea? Auzi că fac eu live? Am înțeles. TSM silent, stai așa puțin. Stai așa puțin, admin, ban, unei TSM silent. TSM, TSM. Să mură dacă îl văd eu pe ăla. Păi vedeți vreun TSM silent aici? Trebuie să-i dau banul ăla. A, uite mă, 1, 2, 9, 0. Hec. Ceau. Băi, dar s-au auzit niște împușcături din zona aia, să mergem să vedem care-i treaba. Cum mai merge cu FPTC-ul? Este închis, tata. Este închis până în octombrie. Nevasta, ce nu-i cu tine? Nu e pe server. Încă nu a intrat pe server. Poate dacă intră, facem și roleplay. Dar deocamdată văd că n-a intrat. Vedem, băieții se băteau pe aici. Dar și noi, la ciupeală. Uite-l pe ăsta, mă. Aole. Băi, dă-o, băi, dă-o, bă, în pizza, mă, ce abia am reparat, mă, mașina asta, mă. Băi, băi, dă-o, uite-l pe ăsta, mă, să fuge de mine, mă. Băi! Ăsta-și face, cred că, livrarea de taco și apă, ești prost? Uite-te la el. Uite-te la el, frate. Ce robot e, uite-te la el. Băi, tata, l-ai văzut, mă? Domnul Tataie! Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Băi, tu l-ai văzut pe robotul ăla, băi, tata? Să mură, a intrat în mine și a fugit, ești prost? Uite, nu știu ce mașină avea. Am înțeles, mă duc să-l caut, să-i rup picioarele, să mură, fii atent. Dă-i, tata, dă-i. Mă duc, îi rup picioare. Să-i dai și din partea mea. Da, să mor eu dau rău de tot, stai așa, pardon. Oh, scuză-mă, da, scuze, tata, scuze, știi cum e când, na. Nu-i nimic, tata, e tăpătie, te iert. Da, l-am banat. I-am dat bani. I-am dat bani, dă-l în morții lui. Unde-i mă ăla, mă? Era unul cu părul verde. Mă, dar și-a rupt-o la picioarele și prost, au trecut pe ăsta, mă. Băi, tata, vezi că nu ești în Anglia, băi, tata, uite-l, bă, pe ăsta, bă, uite-te la el, mă. Băi, tata, de unde vii, mă? Uite că a lăsat dub acolo. A, da, corect, e dub acolo, da, ai și tu dreptate, da. Putea să ia pe peco, dar e ok. Ce, mă, ești maker cu mașina aia? Uite, stai, mă, că sare bani, ia să-i mergem pe la el. Da, așa. Da, oprește, bă! Hai că ai oprit tu dacă e. Băi, tata, băi, văd că ești așa, mai sărac așa, uite, văd că ai o mașină de-asta de sărac. Băi, tata, să mor tu, n-ai și tu o țigară vreau și să mor eu, dacă nu te ling, dacă nu-mi dai să mor eu. Nu fumez, dar îți dau bani. Păi băi, tata, să mor eu, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Chiar nu... Tataie, puteai să-mi cer mie, tataie. Băi, dacă vrei, poți să-mi dai și tu, că nu mă supăr, stai, nici. Da, dar stai că îi dau domnului. Păi, uite. Vino mai încă. Da, cum să nu? Uite, am venit să mor eu, uite, mă, uite mai aici, ia, uite. O țigare de aia la bucată sau la pachet? De care vrei tu să mor eu, de preferat la carton. La pachet să fie. La carton, tata, da. Mă, care mă, tot spawnează, frate, pe... să mor tu. Da, să dea Dumnezeu sănătate, să mor eu. Stai așa, că, uite, poate mă ajută și domnul puțin. Băi, tata, pe tine, dacă... Iar mi-a dispărut mașina, mă, să mor. Mi-a dat acolo, puțin, tata. Mi-a dat de o pâine și un pachet de gume, să mor eu.
Tata, ai zis fără o mașină. Da, 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 așa mai fac ele. Uite garajul aici. Păi da, dar să mor eu. Măcar acolo tu îmi dai de mâncare, uite așa mi-a dat de un pachet de gume și de o pâine, să mor eu. Stai așa, tataie, că îți dau acum. Un pachet de țigări. Dă-te, bă, de aici. O dau, mă dau, gata, gata. Nu da, că am pielea fină. Băi, tata, eu nu știu să număr atâția bani, ești prost? Băi, tata. Tu... Sunt mulți. Băi, dar tu cu ce te ocupi așa de fel? Eu? Cu camătă, cu mașini. Băi, dar să dea Dumnezeu sănătate să mori, fel nu te mă pun în genunchi în fața ta să mori. Bine, să nu te gândești la prostii. Nu te gândi la prostii. Fii atent, pentru asta, eu sunt mecanic, înțelegi? Eu sunt cel mai bun mecanic din oraș, fii atent. Îți fac mașina asta, fii atent aici. Am văzut că ai lovit-o puțin, uite aici în față. Am avut o mică problemă cu frâna. Da, fii atent aici, eu sunt cel mai bun mecanic. Fii atent ce știe neamitică să facă, stai așa. Bă, unde sunt alea, mă? Uite. Fii atent, dar, bine, e puțin cam joasă mașina, dar am loc. Eu sunt foarte firav, înțelegi? Da, am loc să mă bag. Uite, opa, stai așa, așa. Ca, da, fii atent. Acum stai să îndreptăm puțin. Ai pătrățele, cred că de la atâtea mașini, cred că Da, stai așa, să îndrept și puțin bara aia. Stai, un pic, stai așa. Da, nu trebuie, lăsați, mai vă chiar. Nu, tata, fii atent, să mor eu, dacă nu ți-o fac lună, fii atent aici. Stai mai întâi, o retușăm puțin, fii atent, o retușăm puțin. Dă-i, tata, dă-i. Păi, o îndreptăm acum, o îndreptăm, da. Așa, băi, tata, încă puțin, încă câteva ciocane, ăla-i, tata, fii atent. Și acum, stai așa, tata. Acum să retușăm, fii atent, acum retușăm. Bună seara. Salut, oh, verdeață, să-ți dea Dumnezeu sănătate, ce faci, mă, tată, mă? Ah, nu te cunosc, da, nu te cunosc. Cine dracu ești, mă, dă-mă drumul de aici, mă. Dacă, dar n-auzi ce spune tata aici. Doar am venit să verific situația. La mine e mare like, mersi, bro. Oh, șeful Carlito! Băi, tata, aici. Ce Carlito, băi, tata? Băi, nu te mai uita, bă, la wrestling, băi, tata, că nu-i bun. Uite-te și tu ce faci din mintea ta. Nu te mai uita, băi, tata, la wrestling. Pare rău, zeule. Hai de cap, mă. Băi, tata, dar stai așa. Băi, uite, e ca nouă, o să moare, nu? Cred că am reparat-o. Sau nu am reparat-o? Da, e mai bună. Băi, e nouă, o să moare. Uite-te la el, ce dracu. Mamă, ce pantalon pe tine, frate. Băi, tata, dar stai așa, dacă tot ți-am reparat-o, nu mai dai și tu ceva acolo? Mai dă și tu ceva acolo, tata, că ți-am reparat-o. Hai că-l întrup ăsta de bani, ești nebun. Ia, dă-te, mă, mai așa și tași de-n gură. Greu! Salut, Daniele, bine. Dă-te și tu puțin de pe... Oh, să-ți dea Dumnezeu sănătate, băi, tata, să mor. Mă duc și-mi cumpăr o mare Panamera de bani, ești nebun. Ia zi, băi, tata. Nu e așa că eu sunt copilul tău, sunt fiul tău de când... Da, într-adevăr, fiul pe care nu-l doresc, dar las-o așa. Băi, tata, care a cui e mașina asta, mă? Ia mea, domnule. Băi, tata, băi, că am îmbostit așa, nu vrei să ți-o repar? Eu sunt mecanic așa de fel, să mură. Ce mai bun mecanic din oraș? Să te duc și eu la o băutură, că... Nu, tata, băi, tata, eu stau aici, uite, văd că au început să meargă afacerile, bine, înțelegi? Vrei să se... Da, tata, fii atent cum ți-o face, fii atent, blană ce face neamitică. Are niște pătrățele, tata, fii atent, tata. Stai așa, să vedem. Da, tata, stai așa, să vedem. Uite aici, pe dedesubt ce are, ia să vedem. Ia, e stricată pe aici, mamă, e dezastru pe aici, pe dedesubt, să mor eu. O să te coste ceva, fii atent. Una! Stai, tata. Două! Salut, Alex, salut, bine venit. Eu sunt antrenorul lui personal, știți? Hai, tata, e încă două și gata. Stai, tata. Gata, lasă-mă. Băi, dar am un copil, dar ai făcut abdomene pe ziua de azi. Am un copil la noi al meu, dacă mă înțelegi. Bun, fii atent. Ăla sunt eu. Fii atent. Băi, stai, tata, că n-am trenat. Stai așa, fii atent. Acum, stai să îndreptăm bara asta pe față, că-i cam stricat așa, fii atent. E vai, dă mama ei. Stai așa, tata. Fii atent, o facem ca nouă, să mor eu. Uite, acum îi dăm puțin cu kit. Fii atent. Ia din data. Și acum da, exact. Fi cum a zis el. Da. Nu ăsta. Salut Blue Name. Salut, binevenit. Bă, tata, vrei să ne facem o afacere împreună? Băi, tata, eu sunt pe cont propriu, înțelegi? Stai așa, să-i fac mașina la băiatul ăsta. Tu mă ajuți cu bani,
Hai că te ajut cu bani. Băi, tata, cred că trebuie să te dai jos din mașină, că nu merge cu motorul pornit, știi? Stai așa, să mă încercăm o dată. Din cauza că aveai motorul pornit, stai așa. Ia, dă-i, tata, dă-i. Hai să vedem ce are aici. Hai că mă uit eu. Deci, are farul spart, urât, mai dumneavoastră lui. Emblema nu mai are. Cam atâta. Fara, grilajul e puțin afectat. Ce are, poate... Ușor, că poate îndoi scapotul. Ia uite-o, tata, ia uite cum e să moară măsa. Nici când era scoasă din reprezentanță, nu era așa finisată, ești nebun? Domnul, haideți să vă dau. Păi dar nu bere, tata. Băi, tata, ascultă-mă puțin, fii atent. Eu nu beau, înțelegi? Adică, bine, un pic beau. Mie îmi place. Băi, tragi puțin. Băi, tragi puțin. Aule, mult mai vorbește asta. Băi, tata, vrei să te plesnesc? Vrei să te plesnesc? Tragi din gură când vorbesc eu, fii atent. Băi, tata, eu de obicei nu prea beau. Eu doar ciupesc un pic, înțelegi? Dar eu acum am nevoie doar de niște bani, băi, tata. Deci aș avea nevoie doar de bani, să mor eu. Unde e Team Park-ul? E. Mai vrei și Team Park acum, de unde a tot Team Park? Da, stai liniștit, că nu-ți fură nimeni banii. Get feeded by me, mersi frumos de abonare, frate. Oh, băi, tata, să-ți dea Dumnezeu sănătate, cam puțin, dar... Se acceptă acum, na, ce să fac? Domne, mi-a zis cineva că aveți teza așa om al străzii și am zis să vă dau și eu ceva apă. Băi, tata. Nu e om al străzii, pișatule. Băi, eu pe tine te plesnesc să mură. Tăi de cu din gură. Băi, tata, fii atent. Eu nu beau apă, că ruginesc, înțelegi? Decât de aia. Să luați un pic de distanță, vă rog, că vreau să-i dau. Mamă, dar acum au venit prea mulți să mor eu, deja mă doare cap. Vă dau meniu de ăsta. Stai așa puțin, unde e player? Meniu, McCombo, McDonald's, KFC. Dai bă, Happy Meal cu jucărie. Bă, nu că ne-am mitică cu el, ai auzit? Domnul ne-am mitică. Salut, Tichy, salut, binevenit, salut, Dario. Mamă, deja nu mai înțeleg nimic de aici. Ce băi, tata? Oh, stai, bă, liniște, am zis, eu vorbesc. Băi, tata, tu de unde dracu ai atâtea sticle de vodka, băi, tata, tu ești mai bețiv ca mine, tu ești nebun la cap? Cum o să-mi dai 18 sticle? Băi, dacă mă prinde... Băi, tata, dacă mă prinde poliția... Hai, că am înțeles, să mură, am înțeles, cu voi intru în com, alcoolic, ești prost. Da, aici stau să mor, aici mă găsești. Hai repede să fugim. Hai să fugim că vine ăla. Domne, haideți așa, nu, mai repede, tata, un pic de la spate. Nu, da, băi, nu vă mai băgați în fața mea, mă, că vă plesnesc să mor. Hai, stai, de un pic, hai, tata, dă-i. Hai de cap, băi, tu ești deosebit să mor, ești deosebit. Eu, sunt mai prost de fel. Exact. Haideți, domne, veniți să dăm sticlele de vodka pe gât? Păi băi, tata, dacă beau atâta, să mor eu. Mă bate nevastă mea 3 zile într-o zi, ești nebun? Ai nevastă, tata, asta-i că da. Da, băi, tata, am o nevastă de 18 ani chiar, ești nebun? Vrei să mergem la gâța, tata? Ce să ies la gâța cu tine, mă, că fug femeile de mine cu tine? Păi, de fața ta, nu de fața mea. Băi, tata, tu ai nevastă, fii atent, băi, tu ai nevastă? Eu? Da. Ce nevastă ai tu, băi, săracule, cu părul ăla, să mor eu? Zici că ești Kellner, să mor eu. Băi, cu geaca asta, Băi, băi, tata, uite-te și tu, zici că ești șofer de ăla, la promoție, să mor eu, de la Coca-Cola. Păi, de unde știi tu că nu sunt? Știi cât iau pe reclamă? 30 de miliarde de euro, sunt... Da, se vede, de-aia mergi cu un boschetar pe stradă, da, de-aia... Dolari și lire. Exact, de-aia, ești atât de bogat încât mergi cu un boschetar pe stradă, da, bravo, tata, ești deosebit, să mor eu. Ai făcut singur boschetar, tata, e, ce? Păi nu, tata, eu... Sper să vă bucurați de sticlele acelea, că trebuie să plec la muncă, domnule. Hai de capă. Trecenașu! Băi, ăsta pe care nu-l cunosc, verdeață, nu te cunosc, da? Păi du-mă și pe mine, tata, de aici, te rog eu, să moară copiii mei. Chi pe mine, tata. Dai, ăla-i, băi, tata, să... Așa, mă, tata, eu mă durea capul, de bun. Salut, Dane, salut. Băi, tata, să mor eu, nu știu ce... Băi, tata, nu știu ce au ăștia cu mine, băi, tata, să mor eu dacă te... Băi, dar poți să-l dai pe ăsta afară din spate să mor eu? E șofer de la Coca-Cola, la promoție, să mor eu. Băi, tata, e, nu, sunt 4 miliardare în euro, lire și dolari. Dacă-l dai afară, băi, verdeață. Tata, ne vedem mai târziu. Da, tata, mai târziu, într-o altă viață. Mersi, băi, verdeață, să mor eu, mersi, tata, m-ai scăpat de acolo.
ce-i cu toți nebunii? Nu mă întreba, tata, e singur, uite, mai e unul în spate care ne urmărește să mor eu. Băi, tata, cred că am devenit prea popular în orașul ăsta, mă, să mor eu, toată lumea vrea să se ia cu mine. Crezi că avem nevoie de escortă? Da, tata, să mor, nu, fără escortă, e ok. Tu ce faci pe aici singurel? Salut, Redmas. Băi, verdeață, să mor eu. Tu, eu pe tine te văd așa, mai bine îmbrăcat, cu mașini de-astea scumpe. Băi, dar dai și tu acolo ceva, măi, tata, să mor eu. De o țigară, așa. Păi da, tata, tocmai de-aia apelez la tine, băi, tata, că tu ești ăla cu mulți bani, să mor eu. Băi, ai de cap, stai așa, stai că-l ții de rove pe ăsta. Băi, tata, ia dă-te băi jos, că mă dau eu jos acum la tine. Lasă. Băi, ia dă-te băi jos. Lasă-i, tata. Păi, așa se merge, măi, tata. Hai, lasă, că atragem prea mult atenție. Bine, tata, hai să mergem, ok, hai să mergem. Uite-l pe ăsta, arată cu degetul, băi, verdeață, eu zic să-l plesnim, să mor eu. Bine, fii atent de aici. Ia mă și tu, ia mă de aici, băga, ia de aici. Salut, Nicky, salut. Calte-o câți ani ai în joc, 43 de ani am în joc. Băi, verdeață, fii atent. Care-i treaba, băi, tata, cu mașina asta, că îmi par cam suspect pe ea. Și tu cu ce te ocupi, verdeață, mă? Vinzi mici sub acoperire? Ce dracu faci? Nu, în momentul actual doar rulez pe oraș un pic. Am înțeles. Tu doar rulezi, am înțeles, dar... Da, am permis. Salut, Ana Maria, salut, ursule. Poate că știi deja. Domnul Travis, cumnată tău. Da, cumnată-l meu, da, Travis, și-ai cu el, băi, tata, bă. Păi și el unde e, băi, tata? That's right! Alex, mersi frumos de abonare, frate. Băi, dar de nevastă mea, știi ceva, măi, tata, că n-am mai văzut-o de azi dimineață, ești nebun? Tata, n-am văzut-o. N-ai văzut-o? Mi-ai strebis că a fost cu ea, că n-a căioară s-a... Că a fost cu ea să-și facă unghiile, să-și facă purul și după aici... Păi da, stai, bă, ăla se duce cu nevastă mea să-și facă unghiile, tu ești nebun la cap? Am înțeles, înseamnă că are foarte mult timp liber. Băi, uite-l și pe ăsta ce deosebit e să mor eu. Băi, verdează, dar unde să mă duc și să mai fac bani, băi, tata, că toată lumea mă asaltează să mor eu. Adică te să... Da, băi, tata. Nu știu ce să zic. Salut, pe ce server joci? Pe FPLT, frate, pe FPLT. Păi da, eu nu cerșesc, băi, tata, eu nu cerșesc, na. Bine, poate cerșesc un pic. Andrei, mersi frumos de abonare, Răducan, Andrei, mersi frumos de abonare, ursurile, mersi frumos de abonare, vede. Stai, tata, eu sunt un pic mai surd așa, mai zi-mi o dată, te rog, ce ai spus? Am înțeles că te-ai înrolat cu unii, cu niște nebuni ăștia, tot așa, beți, drogăți. Cine, băi, tata, eu nu beau, băi, tata, ce drag. Bă, tata, eu aud ce mișcă în orașul ăsta. Dar nu mai înțipa în ureche, că să mor eu. Îmi sângerează urechea deja. Păi, ai zis că n-auzi și după aia am zis să-ți mai țip în ureche? Păi, băi, tata, vezi că e verde. Ești român că sunt nou? Da, tata, sunt român. Văd că s-a strânzit mai coloană de mașini în spatele nostru. Băi, tata, fii atent. Eu zic să facem o schemă. Tu mă lași, eu fug, vii din nou și mă iei de aici, da? Fii atent. Pune frână aici și vii după aia și mă iei tot de aici, da? Fii atent, tata. Am înțeles. Hai că știe și ăla. Stai așa, băi, verdeață, nu da peste mine. Stai așa, trebuie să ridic mâinile, fiară. That's right. E. Stai că trebuie să fug de aici. Dacă era coloana de mașină în spatele meu, deci prost. Coloana de mașină. That's right. Oh, ce scoate abonări, Catana, mersi frumos de abonare. Spooky Luca, mersi frumos, frate. Vă mulțumesc foarte mult pentru abonare, apreciez foarte mult. Mâna mare, întoarcem înapoi. Mă, dar e că aleargă și ăsta dacă e ceva. Băi, tata, tu ce faci, mă? Trage acolo cu ochiul. A, tu scos bani. Băi, tata, fii atent, mă. Băi, tata. Băi, tata, eu sunt mai sărac așa de fel, băi, tata. Văd că tu ești îmbrăcat bine la costum cu papuci. Băi, tata, tu ești îmbrăcat la costum cu papuci, ești nebun la cap? Domnul, mergeți. Da,
Am înțeles, o să încerc că asta e noua modă. Mă rog, nu. Nu. Am jucat la barbut și am vândut după mine. Am înțeles, băi tata, da, e în regulă, e în regulă. Nu te judec, dar niște bonuți acolo să-mi cumpăr și ceva, băi tata. Salut, Robert. Iar tata, ce ai tu pentru mine, băi tata? Bă, mă așteaptă verdeață la acolo, săracul. Desele copilăriei, mersi frumos de abonare, Beckham, Tiki, mersi frumos și Alex TBA, vă mulțumesc mult de tot, tata. Băi tata, ce să fac, băi tata, cu prostiile astea? That's right. Ce, băi tata? Scoți bani după ei. Am înțeles, scoți bani, da, scoți bani, mă ia poliția, ești nebun la cap. Așa am de inventar, să scap dracu de astea, că mă prinde și poliția cu astea, îmi dă și pârna ei. Aruncă 8. Așa. De ce vorbești așa? Așa este, na, caracterul, este un bețiv, trebuie să vorbesc ca un bețiv, nu? 5. Ăștia încă mă așteaptă aici, mă? Fii atent că ăștia încă mă așteaptă aici. Nu mă așteaptă. Ia stai așa că mă duc la ciupeală. 1. Da, e mașina mea, domnul, asta e mașina mea. Fugi, bă. Mă, dar ce e aici, băi, tată? Câte cune acelea? Bă, aici are fază. Le-a furat la bicicleta? Dă coniacul ăla. Băi tata, băi, ăsta îmi fură, băi tata, tu de când ești băi tata boschetare aici în oraș? Da, domnule. Ăsta îmi fură banii din oraș, mă. Băi tata. Dacă vrei putem complăti cumva și facem o afacere. Ia zi, băi tata, ce afacere ai tu pentru mine? Cipriane, mersi frumos de abonare, frate, apreciez. Salut, Bastiane. Băi tata, dacă vrei să facem afaceri împreună, băi frate, scapă și tu de muiști ăștia din picioare, băi tata. Te rezolvă. Așa, băi tata, scapă de ei și după aia caută-mă, da? Întreabă de neamitică prin oraș că știe toată lumea să moră dacă nu. Domnule, mai aveți o sticlă, domnule, că mai am aici, mai am un ATV aici, mai vreți? Nu, tata, sunt bine, să moră. Stai, tata, că au venit intervențiile. Dă-i, rupe-i gura de aici, că mă omoară ăștia să moră. Diana, bună, bine ai venit, mă bucur să te revăd. Că altă nu merg donațiile, cum dracu să nu meargă donațiile? Trebuie să meargă, n-au de ce să nu merg. Îți mai amintești de mine? Da, Sebastiane. Bun, cum vrei să facem acum? Băi, tata, fii atent. Eu sunt cel mai bun polițist din întreaga lume, fii atent. Pe mine nimeni nu mă... Fii atent, hai să lucrăm împreună. Dar dacă trebuie să lucrăm împreună, vreau și o bani, înțelegi? Da, bun, dar hai, vrei să mergem acum să primești... Fii atent, da, fii atent. Eu o să lucrez pentru poliție, da? Pe mine nu mă întreabă nimeni dacă lucrez cu poliția, adică ar fi culmea, știi? Și pot... Mamă, ce m-a speriat să-mi bat piciorul. Stai așa puțin, verdeața, stai așa puțin. Te încură hara ce m-ai speriat. Facem-vă să de like-ul, nu uitați să vă abonați, guys, merită ca lito. Ara, mersi mult de tot, frate, mersi frumos pentru cei 2 euro, chiar apreciez foarte mult. Mai suntem aproape de 100 de like-uri, văd că sunt 89 de like-uri, ceea ce vă mulțumesc foarte mult. Băi, tata, deci fii atent, tu ce informație ai nevoie? Orice informație eu pot să-ți aflu, să mor eu. Să nu te speri că ăsta în spatele nostru e contact al meu. Am înțeles, și ăla e tot sub acoperire? Nu știu ce face de Am înțeles, băi tata. Băi tata, voi ce căutați de fapt? Să mor eu. Nu căutați nimic. Ce trebuie cu ăștia? Păi atunci ce faceți? Vindeți mici sub acoperire? Ce dracu faceți? Ce căutați? Nu, eram... Nu, eu mă uitam după ăștia cu droguri și după arme, dar ăștia apărăși. Băi tata, fii atent. Am o informație foarte, foarte prețioasă pentru tine, trebuie să mă plătești. 500, băi tata. Cunosc pe unul care vinde carduri, băi tata. Mai devreme mi-a dat și mie. Bun. Hai un pic, tragem aici dreapta, repede. Da, băi tata, fii atent. Este unul îmbrăcat la costum de pinguin, cu șlapi în picioare, să moare dacă n-are șlapi, și șosete albe. Ai auzit? Are șosete. Are șosete albe. Să moare dacă n-are șosete albe. Da. Tata, stai aici, nu miști. Nu, tata, nu mișc. Ce-mi place mașina de poliție. Hai de capul meu. Salut, Teodor. Asta e chiar?
Bă, ăsta nu mă vede? Ai de capul meu, doamne, ce cataract are. Bine, Isaac, am stricat mașina, dar... Ăla mă caută, mă. Bă, ăsta are cataractă, să mor eu. Băi, dar... Da, am crezut că mă vezi, să mor eu, n-am crezut că ai atâta cataractă, ce dracu. Păi ți-am zis că asta e super undercover, dar nu vede nimeni. Am înțeles, înseamnă că ai cataractă, băi, tata. E o leacă pe ochiul stâng. Antonio Ciobanu, Patrick, Dory King și Ninja Kappa, mersi frumos de abonări, fraților, mersi mule tot, apreciez foarte mult. Ia zi, băi, dar, deci 500, da? Este o informație foarte prețioasă să mă... Dacă vrei, mă duc și-l caut pentru tine. Bun. Am înțeles. Dar dacă... Pinguin. Da, Pinguin, Kel, cu șlapi în picioare, să mor eu, dacă n-avea șlapi. Am înțeles. Și șosete albe, să mor eu. Salut, Dane, salut! Nu trage, fii atent. Eu lucrez în modul undercover. Eu mă duc acum și îl caut, fii atent. Eu sunt, fii atent. Băi, ascultă-mă. Nu mă întrerupe că te plăsnesc. Eu sunt în modul piton acum, fii atent. Să-i modul piton. Mă duc și îl caut pe agresor. Bine, nu e agresor, dar vorba vine. Băi, nu mă întrerupe, mă, de aici, că te plăsnesc. Dai drumul de aici. Sure. Da, mă, tata, păi îmi strică operațiunea. Sunt într-o operațiune. Cum se numește operațiunea? Nu, operațiunea șlapi. E operațiunea șlapi, mă și-l caut. Bine, auzi, dar totuși, poți să mă lași la un garaj că melene să merg atâta pe jos să mor, eu obosesc repede. Hai, bine, urcă. Așa, băi, tată, mersi, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dar văd că e cam... Ce băi ai făcut la mașina mea? Băi, dar așa mai face din când în când, nu știu, n-am făcut nimic. A, nu știu din când, da. Da. Salut, Teddy, salut, Daniele, bine ați venit, băiți. Aici, tata, aici, lasă-mă. Băi, tata, fii atent, dacă în caz de ceva, sună poliția, da? Băi, tata, dar stai așa, băi, stai așa, e o problemă. Nu am telefon, tata, cum sună la poliție? Te duci la un telefon local. Da, corect, ai perfect dreptate, într-adevăr. Așa facem. Băi, da, nu, e ok, da, așa facem. Bun, hai să-l căutăm pe ăla acum. Bine, o să dureze ceva până să-l găsesc. Salut, Ache, salut, Rareș, bine ați venit, băieți. Domnul Mitica este rugat să se prezinte la secție. Ce-am făcut, mă? Am înțeles. Ok, ne prezentăm la secție atunci. Mersi, Valentine, mersi frumos. Ale, era și Crisa pe aici mai devreme, nu știu, ne-a plecat. Să mergem la secție să vedem care e problema. Sper să nu mă oprească poliția sau ceva pe drum pentru viteză acum. Avem o donație de 5 euro cu taxele plătite la Hara, să fie bine ca să nu fie rău, nu uitați de like, Hara, mersi mult, tată, mersi mult, tot, apreciez. Ce ați făcut, domnule? Băi, da, stai așa, că aici e locul meu special amenajat, să mor eu. Mă văd că scrie aici, ce faci, mă? Mitică. Băi, da, m-a chemat poliția să mor eu, nu știu care e problema. Păi nu știu, dar chiar n-am făcut nimic să mor eu, data asta am fost cu minte. Da, domnul ofițer. Bună seara, domnul Mitică. A, dumneavoastră mă căutați? Da. Da. Ce am făcut, tata? Să mor, n-am mai bătut pe nimeni. Accidentul ăla cu... Da. Multă în gol la roșu. Da, mi-aduc aminte. Mi-a lăsat băiatul banii să vi dau. Cât, domnul, cât a lăsat? $500 v-a lăsat. O, să-i dea Dumnezeu sănătate, să mor eu. Haideți că vi dau. Da. Am crezut... Mersi, tata, mersi frumos. Am crezut că el am făcut prostii, să mor eu. Nicio problemă. Nu, nu știu acum. Nu, tata, eu n-am făcut nimic. Deocamdată nu. Fii atent, domnul ofițer, veniți încoace. Te gândi la... Fii atent, tata. Hai să zic ceva la ureche. Fii atent, eu sunt în misiune acum, să mor eu. Ați auzit de operațiunea Schlapp? Nu. O să auziți, să mor eu. Să mor eu dacă nu o să auziți. Aveți grijă, domnul Mitica. Da, ce faceți că
Da, 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 normal că... Iar, băi, iartă mă, a, te-ai schimbat muștier în picioare. Băi, să te salut, băi, tata. Da, exact. Dă-i, ce faci, băi, lași mizerie pe jos? Băi, tata, ia să vezi că, ia să vezi că e tovarășul meu, băi, tata. E tovarășul meu, lasă-l în pace. Da, da, faci că pe aici mizerie, faci mizerie pe aici. Băi, tata. Parcă știi, te-am întrebat ceva, că te-ai făcut anturaje cu niște dăște. A, nu, tata, nu, eu nu-l cunosc, nu știu cine e, nu l-am văzut în viața mea, să mor dacă îl cunosc. Dă-te, băi, tata. Tataie, mă faci și pe miniatură cu bolidul tău? Băi, tata, sunt în operațiune acum. Te ajut și eu la operațiune. Nu, tata, lasă, că e ok. Opa, pardon, mă scuzați. Mă scuzați, tata, mă scuzați, să mor eu. Domnul ofițer, sunt în operațiune. Hai de capul meu, să moară copiii mei. Am dreptul la un telefon? Ce faceți, domnul? Loviți mașina pe chiar așa? Băi, tata, uite, n-are nimic, uite-te la aia, uite-te la aia, e cam nouă, să mor eu. Băi, tata, să mor eu dacă nu o văd intactă, să moară copiii mei. Salut, Valentine. Da, și dumneavoastră v-ați lovit Dace. Lasă, tata, că-i Dace și de acum. Stai așa puțin, tata, că cântă ceva în creierul meu acum, înțelegi? Cântă ceva în creierul meu, stați așa puțin, o secundă. Încă o donație de onoră de la Hara, bă, voi donați, dat like, vă omor, Hara, mersi mult, tata, mersi mult. Poftim, tata, mai zi o dată, zi acum. Cine tata? Eu? Să mor eu dacă sunt bea, cerea, uite-te la mine. Domnul ofițer, fiți atent, stai să mă uit puțin stângă, dreapta, să văd dacă e cineva. Bun, nu e nimeni, fii atent. Vă zic ceva la ureche, dar este foarte secret, să mor eu. Eu lucrez pentru poliție, înțelegi? Sunt sub acoperire, să mor eu. Da? Da, ai auzit de operațiunea, SLAP? Păi băi, tata, fie, du-te la verdeață și întreabă-l de operațiunea SLAP și o să-ți explice el, înțelegi? Eu acum sunt în misiune. Cine e SLAP? Cine e verdeață? Păi, colegul tău, cine dracu să fie? Ești bolnav? That's right! Că-l cheamă verdeață. Bă, da, verdeață-l cheamă, să mor eu. Așa, ok, am înțeles, lucrează pentru... Da, așa, dar cu mașina, cum facem? Băi, tata, stai că mă sună cineva, A, ba nu mă sună nimeni, nu contează. Slap Gucci nu-mi place atunci. Uite, băi tata, nu, băi verdeață, ajută-mă puțin, băi tata. Domnul ofițer nu mă lasă să plec în misiune. Mi-a lovit mașina. Păi mi-a lovit mașina, mă. Misiunea slap. Colegul, o decontez eu. O decontez eu de salariu. Domnul Mitic. Lasă-l. O, salut, băi. Salut, băi tata, bă. Să rămână. Da, băi, tata, eu nu sunt beat acum, eu sunt sub acoperire, tata, eu nu sunt beat, ascultă la mine. Hai că trebuie să mă grăbesc. Își pierde efectul dacă mai stau mult. Da, tata. Da, băi, tata, că dau peste tine, ce dracu. Salut, Andreea, salut. Bun, trebuie să-l căutăm pe săracul acum. Acum am putea să dăm de el, frate. Bine, cred că vinde carduri, astea să vedem. Dacă mai vinde carduri. Ia să vedem, ha? Nu e ăsta, nici ăsta. Bă, aveți idei ce mașină avea ăla? Măcar poate că-l caut după mașină, știi? Parcă venise și cu o mașină ceva, uite-l pe ăsta, mă, tata. Bă, ușor, băi, tata, bă, că dai peste mine. Am înțeles, sigur nu el. Cum te sună cineva dacă nu ai telefon? E vorba, vine, mă, tata. Cum dracu dau eu de ăla? Catrin, că ai vocea, mersi minimal, mersi. A? Nu e ăla? Nici ăsta? Nici ăsta? Ai să mor. Băi, tata, băi, Domnul Hristosul, mersi. Băi, tata! Ia de-te, băi, jos! Dă-te jos, băi, tata! Uite-te, băi, tata, ce mi-ai făcut, băi? Uite-te și tu! La bolidul ăsta al meu. Băi, tata, trebuie să-mi plătești reparația acum, băi, tata. Bine, domne, hai să ne tragem tipul pe dreapta, dacă îmi curcăm lume. Ce s-a întâmplat? Domnul a intrat în curul meu, băi, tata. S-a oprit dintr-o dată și-o mergea. Da, băi, tata. Vorbim de mașină. Ia, uitați-vă,
Da, băi, tata, mi s-a spart, mi s-a spart și geamul pe spate, aici, nebunul de tale. Am văzut, uite, îl văd. O să verific dacă am pățit și eu ceva la mașină. Ia uite și pe ăla, băi. Da, băi, unde pleci, mă, băi? Domnul, 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 hai să mutăm puțin mașinile, nu? Tata, tu reușești să ai 60 de FPS-uri în oraș? Tata, te merge foarte bine în oraș. Alexul, mersi frumos de, de abonare. La fel, Denis, mersi mult. Apreciez foarte mult. Bă, ăla e. Ăla e, ăla e. Domnul ofițer, nu mai vreau nicio despăgubire, să mor eu. Domnul ofițer, sunt bine, nu mai vreau nimic, nu mai vreau nimic. Bă, cred că ăla e. Stai așa, stai așa. Stai cu, eu puțin pe scurtătură. Cred că ăla era cu mașina neagră, nu? Ăsta e? Nu e asta. Băga mea și am crezut că ăsta e. Aba nu, stai că asta nu e mașina neagră. Stai mă, asta e alta Audi. Sau ăla era? Căcat. Eu am 30 FPS-uri în oraș. Ce mă, așa nașpa vă merge? De la câți ani fumezi? N-are importanță. De mulți ani oricum. Salut, Alexul, te salut. Am înțeles. Opa, este. Stai așa, stai așa, văd o mașină parcată acolo. Am înțeles. Băi, am crezut că e ăla, mă jur că am crezut că e ăla. Așa, de la distanță așa mi s-a părut. Nu e ăla, nici ăsta. Trebuie să dau de el în puii mei. Măcar stai să văd dacă mai e pe server, măcar să știu dacă îl caut sau nu-l caut în puii mei. Da, mai e pe server. Deci încă n-a ieșit. Băi, am 20 de FPS-uri în oraș și în secție 5, tu vorbești serios, tata? Băi, mie, adică am și live-ul pornit. Și uite, se mișcă bine, adică, na, Robi, te salut, tata. Mie merge chiar bine, adică... Și ți-am zis, gândește că am și live-ul pornit. Fără live mi se mișcă într-adevăr mult mai bine, dar... Deci nu-mi permis de la primărie că nu ai în inventar. Bă, dar chiar mai n-am permis, frate. Lasă-mă, cui trebuie permis. Și-a ta permis. Acolo nu-i nimeni. Unde poate să fie, mă, ăsta? Mă gândesc să nu se fi dus iar să facă carduri sau ceva, știi? Că l-am văzut că făcea carduri, deci mă gândesc că poate s-a dus să facă din nou carduri. Altceva nu prea văd ce ar putea fi. Are cartof în PC. Băi, adică știți că calculatorul meu nu e tocmai cel mai bun calculator din lume, adică... Nici chiar, hai să zic că medium, undeva la medium e, da. Și totul, se mișcă chiar decent. Am înțeles. Aoleu, treci pe săracul ăla. Caltă apaciatură pe autostradă? Pe n-am ce stat pe autostradă, acum îl căutam pe unul. Ce vrea la mă? Vrea să-mi pun turbo pe Dacia? Băga mea și piciorul, stai să vezi, stai așa. Stai așa puțin. Power. Nu, uite-te-mă așa. Suspensie. Băi, tata, fii atent, băi, băi, băi! Băi, tata, vrei să ne dăm? Hai să ne dăm, băi, tata, că văd că ești șmecher cu BMW-ul ăla, băi, tata. Așa să vedem ce mai aici. Ne dăm, băi, tata? Hai, hai pe autostradă să nu ne ia poliția, băi, tata. Hai să mergem pe autostradă. Hai că... Ține-te după mine, că a mea e mai lent, așa puțin. Hai că am mers și eu așa încet, știi? La vrăjeală. Matei, mersi frumos de abonare, tata, mersi frumos. Mergi noi așa la mișto gen, nu trage mașina, știi? Ai GTA 5 cu crack sau e cumpărat? E cumpărat, tata. E cumpărat. Aoleu, tatăl mai are ceva cu stâlpul ăla acolo, bă. Ăsta e ăla, nu e ăsta, mă, tata, e altul. Nu e asta.
Băi, tata, fii atent, m-auzi, mă? Fii atent, hai să facem, hai să facem și un pariu, băi, tata, ia zi. Te bagi? Da. Hai, punem 500 de dolari. Cine câștigă, ăla ia banii, da? Până la tunel, știi unde-i tunelul, nu? Da, da, da. Hai, da, băi, fii atent. Da, deci pariu e pariu. Selica, mersi frumos de abonare, tata. Hai, la 3 claxone, da? That's right! That's right! Așa că... Păi, de ce nu trage? Haide, taci, haide! Haide! Așa, ai 270, 300, haide! Ce ai făcut, băbiță? Așa că n-are frâne, taci. Opa. A, bine, și ăla e la fel de prost, adică e în regulă. Că l-a făcut aceeași prostie ca mine. Așa. A? A făcut accident ăla? Dacă trebuie să mă torn după el. M-ai făcut să vadă camera așa, adică. Așa cum. Trebuie să mă întorc după el acum. Băi, mi s-a stricat motorul la Dacia. Așa, mă duc după el acum. Să-i dat și de aia turbo, știi? S-a dus și BMW-ul. Unde este, mă? Ce-ai făcut, băi, tată? Băi, tinere, băi, tinere. De loc nu te plice, băi, tată, la curse. Lasă cursele, tată, dacă nu-ți de tine. Da, tata, hai să mor tu, faci ce-mi arzi, să mor dacă te min. Stai să-ți repar hârbul ăsta de mașină, fii atent. Dă-te puțin jos. Ai acces? Da, tata. Ce acces, tata? Da, eu sunt mecanic de fel, înțelegi? Stai așa puțin. De ce joci cu coduri, zi, frate? E o chestie de la admin asta. Arată camera ca și cum ești beat în real life. E genul tot așa din admin este și chestia asta. Hai, facem și noi o cursă după. Hai că... Am scos altă mașină în garaj. Am înțeles. Hai băi, tata. Să duce bolidul ăsta. Da, băi, tata, stai așa. Băi, tata, hai să ne întoarcem înapoi în tunel. Dacă ne dăm din tunel. Din tunel spre oraș? Repar eu, Carlito? E reparată, tata. Nu, mie mi-arată că n-are ușă, n-are nimic, eu repar? Nu, stai așa. Bine, la mine arată că i-am reparat-o, nu știu care ideea. Bine, în afară de faptul că i-a picat ușa. Băi, tata, dar vezi că trebuie să plătești și reparația, da? Da, tata, asta n-ai specificat, lasă așa mai bine, lasă așa. A, o lasă așa? Bine, tata, stai puțin. Stai așa puțin, tata. Gata, tata. O l-am am lăsat-o așa, tata, gata, tata, am lăsat-o așa. Hai, ceau, tata, să dea Dumnezeu sănătate, să mor eu. That's right! Hai de capul meu. Agentus, ia uite, salut prețioare și mersi frumos de abonare, la fel, Dobric, mersi frumos de abonare. Da, tata, din cooperațiunea plătesc pentru informații degeaba? Nu, tata, încă-l caut, dar... Ce vrei? E greu să-l găsești pe ăla. Încă-l caut, serios. Băi, tata, stai așa, că trebuie să fac un mix soft la mașină înainte să mă dau cu tine. Stai așa puțin. Acum trebuie să mă dau cu ăsta dacă... Deci, dăm așa, bam. Da, bam. Tata, eu înainte, dacă mă duc acolo, nu prea merge bine. Dacă mă duc drept înainte, dacă ies în tunel. Băi, tata, fii atent. Știi până unde mergem? Ia zi. Băi, tata, știi unde este cariera aia de piatră? Da, nu, stai să zic, am lag dacă trec de pod încolo, de tunel. Am înțeles, păi și cum, și cum vrei să ne dăm, băi, tata, mă, ia zici, cum vrei să ne dăm dacă... Nu știu, tata, hai. Hai, mă, tata, hai să încercăm, vedem, ce-o ieși, o ieși, da? Hai, la 3 claxoane, da? Imediat, stai, gata, a, ești gata? Da, stai să mă dau mai așa. Hai, tata, la 3 claxoane, da? Da. Hai, tata, haide. Haide, tata, haide, hai cu Dacia, haide. Hai, până prind asta. Hai. What the fuck?
Ok, ăsta n-a glumit, chiar are lag. Da, mă, hai să mergem să-l căutăm pe ăla, ăsta are lag rău de tot aici. Hai că s-a dus și el. Bun, hai să o punem înapoi stoc. Stai așa. Default. Default. Gata, da, acum e Dacia stoc. Claudiu, te salut, tata, te salut. Săracă, mă, trebuie să meargă pe jos. Păi dacă n-a vrut să-mi plătească banii de reparație pentru mașină, ce să-i fac? Camilo, mersi frumos de abonare, frate. Mersi mult. Mă, mergem înapoi în oraș și mergem să-l căutăm pe... pe ăla cu șlapii în picioare, dacă-l mai găsim. A, bine, o să dureze ceva. A, uite, Dacia Stock prinde, uite, 176, 177. Se duce bine și Dacia Stock. Hai că nu mai avem. Bă, dar stai să bag și, stai să bag și benzină. Aftă cu live-ul Dobric, mersi mult, tata, mersi mult. De ce nu mă anunțați, mă, că nu mai am benzină? Băgăm acum. Uite, stai așa. Facem full-ul. Ce Dacia asta, mă? Dar ce are, mă, Dacia avea? Altă mâine live? Cred că da. Nu știu, cred că da. Nu promit nimic, dar în principiu cred că da. Bă, ce faci curs asta? De ce nu-ți iei... ce? De ce nu te iei? De ce nu-ți faci mafie? Bă, n-am nevoie de mafie. Mersi, mersi. N-am nevoie de mafie. Ce roleplay de mafie ca boschetar vrei să fac, adică, na. Ești din București? Nu, tata, sunt din Constanța. Adică mă suna, mă rog, nu mai mă sună. Calte, de ce nu mai ai numerele... A, nu mai am numerele pentru că... mi-a schimbat identitatea, că dacă am pus numele la ăsta, cum se numește, la caracter, cum se numește, tapițerul mitică, din cauza asta. În momentul în care schimbi identitatea la caracter, se schimbă și numerele, aparent. Nu știam treaba asta, am aflat-o și eu după aia. That's right. Dragoș, mersi frumos de abonare, tata, mersi mult. Stai că aici e groasă cu poliție, cu de-astea. Pe dreapta. Ia mitică! Da, 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 sunt... Trage acolo puțin pe dreapta, te rog eu frumos. Păi da, dar sunt sub acoperire, să mor eu. Bine, tata. Bine, tata, hai că trag pe dreapta. Trag pe dreapta, gata. Uite, tata. Uite, dar n-am permis, frate, eu cum fac acum? Ok, sunt bine. Eu n-am permis să-mi pui, băi, că mă fac ăștia controlul, o să vadă că n-am permis să-mi pui. Nu-i nici ăsta. Da, de-aia că a trecut ceva timp, deci poate s-a întors băiatul ăla înapoi în oraș. V-am zis, mă gândesc că tipul ăla pe care îl căutăm s-o fi dus să facă înapoi carduri și de-asta nu cred că l-am mai găsit prin oraș. Evil, mersi frumos, frate, de abonare, apreciez foarte mult. Ia să vedem. Ce caută hidrantul ăsta aici? Cred că mergem pe la primărie pe aici. La parcă era mai negru, nu? Nu cred că e ăsta. Ia să-l audio pe ăsta puțin la voce. Băi, tata, băi, 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 tata. Băi, tata, mă auzi? Hai că mă aude și el. Dar nu cred că e ăsta, nu, nu e ăsta. Ăla era îmbrăcat în negru, nu cred că și-a schimbat hainele sau ceva. Dar așa parcă are fața lui, gen. De ce fugi, bă? Păi n-am permis. Lasă-mă în pace. Păi chiar mai iasă, mă, smuc să-mi iau permisul ăla, mă, frate, măcar dacă mă opresc ăștia. Să am permisul. That's right. Pro Extreme, mersi frumos de abonare, frate, mersi mult. Hai să mergem să luăm și noi permisul ăla. Gata, mă, tata, ne luăm și permisul. Gata, mă, acum am și permis. Băi și fete, nu uitați să dați like, mă, văd că a dat lumea like, văd că s-a sus acolo 152 de like-uri, ceea ce vă mulțumesc foarte mult. Unecăcată mie mașina.
Ah, am înțeles, toate mașinile nefolosite au fost șterse. De ce am eu tot timpul norocul când mă dau jos din mașină să nu mai fix în momentul ăla să se despawneze? O, dar sunt câțiva pe live. Mă, sincer nu mă așteptam, având în vedere că n-am mai făcut o săptămână live, sincer nu mă așteptam să fie atât de multe persoane pe live, dar chiar vă mulțumesc mult de tot. Băi, dar, fiare, am și o nevoie de o informație. Ia, veniți mai aproape, veniți mai aproape. Băi, dar, ați văzut pe unul îmbrăcat în costum de ăla de pinguin, cu șlapi în picioare? Da, da, am și o întrebare, ce motor ai sub capotă? Așa de curios. Băi, dar, este, băi, dar, eu am două motoare, înțelegi? Unul în față și unul în spate, să mă rog. Când vreau să mă dau, îl folosesc pe ăla din spate. Am înțeles că te-am cam pierdut atunci. Băi, băi, dar cred că ai cataractă, că eu m-am întors. L-ai văzut să mor tu? Da, a sărit în ocean, domnule. Ia uite-l neamitică, ăsta e neamitică. Nu, tata, nu, nu, nu. Ți-am zis, este... Sărit în ocean, l-am văzut eu. Băi, tata. Acolo de pe pod, m-am sărit în ocean. Băi, tata, eu nu glumesc, băi, tata, ascultă-mă puțin. Deci este unul îmbrăcat așa ca un pinguin, gen costum de la negru, cu șlapi în picioare. Nici eu nu glumesc, domnule, dar nu vi se pare că aveți fantezii cu pinguin? Aia de cameră, dă-te, că ăsta, băi, dă-te mă, că ăsta e prost, bă. Ceva neamitic, am o treabă cu tine. Ia zi, băi, tata, bă. Am ceva de zugrăvit. Iei și tu niște bani și îmi zugrăvit. Băi, tata, uite-te puțin la mine, băi, tata, am față de zugrav, ce dracu, mă, dă-o-n Dumnezeu, mă, zi. Eu v-am zis, domnule. Auzi, lasă-mă, că să mă fac zugrav. ce faci, da. Unde o fi, mă, fratele? Mă, prin zona asta, deci ultima oară gen în zona asta l-am văzut. Atunci când am încercat să... Băi, să mă ceva nea de mașină, băi, dar așa... Băi, dar... Băi, dar să moră, stai așa... Da, băi, dar, uite... Da, dar, mi-a tras singură mașina dreapta să moră. Stai, că acum trebuie să o repar. Ai pană sau ceva, dracula, ce... cauciucuri. Băi, cadă-te și unul dintre fondatori, da, tata, suntem doi, eu și cu Hara. Bine, de fapt 3, doar că din păcate Gabi nu prea vrea să joace, nu știu care este ideea. Mi-ar fi plăcut dacă ar fi jucat și Gabi, dar... Gen, activ sunt decât eu cu Hara. Da, acum ești ca nouă, să mure. Dar e două, pot să vorbesc eu ceva, o out of character cu tine? Ia zi, tot. Hai mai încă. Stai așa. Ia zi. Așa, sunt băiatul ăla cu mafia, cred că știi. I-am cerut lui Hara să-mi facă o mafie și chestii. Ah, da, gata, știu cine, da, zi. Așa, știu de Horn-ul ăla, Horn, sau ce, cum l-ai luat tu în considerare cu faza cu polițistul de a tras mine și așa și am scăpat. Bă, îmi faci rău pentru faza aia, o să mai repete. Mai tata, și... tu dacă vrei să faci roleplay cu mafia, eu trebuie să te și văd cum faci acel roleplay, înțelegi? Eu ce am văzut la tine a fost decât da. O fază non-roleplay, înțelegi? Eu n-am cum să-ți fac ție mafia oficială dacă da. Am văzut că faci gen non-roleplay. Înțelegi. În momentul în care o să văd gen din partea mafiei tale că faci un roleplay mișto, atunci, fără niciun fel de problemă, oficializăm eu mafia. Eu încă n-am mafia unită, am decât 2-3 prieteni care mă joc. Ei da, și 2-3, nu trebuie să fiți 20 ca să faceți un roleplay de mafie, și 2-3 dacă faceți cum trebuie. Da, corect. Înțelegi? Am înțeles, ok. Vreau și eu să joc, se poate? Da, tata, poți să joci. Cam, Hara mi-a spus, am fost în convocări, că să vadă 4-5 zile cam așa, să cam cum fac roleplay. Da, tata, păi caută și tu. Okay. Vezi și tu cum faci un roleplay, faci un roleplay gen mișto și nu o să fie niciun fel de problemă. Bine, tata e. Tata e, auzi la asta, mă. Da. Ce tata e, mă? Am înțeles. Unde-i mă ăla, mă, frate? Să mor eu, mă. Am, dar are și un roleplay super mișto dacă l-aș găsi pe ăla, jur. Dar trebuie mai întâi să dau de el. Nu el. Mai e măcar un pe server? Stai că am puțină cataractă. Să mor tu că nu mai e pe server. S-a dus dracu operațiunea noastră, că nu mai e ăla un pe server. Da, nu mai e un pe server, băga-mi aș piciorul. Da, s-a dus dracu. Măcar hai să găsim pe unii care... Ia stai așa.
Am să cer să caut d-ăștia care vând droguri și chestii. Și dacă e, îi dau la poliție sau ceva. Ai îmbătrânit, da, da, da. Ia să vedem unde aș putea să... Cred că aș putea să stau... Oare se supără polițistul dacă întorc aici? Mm. Sau de fapt nu, lasă, iasă, că merg în altă parte. Dă-i în gură, trebuie să stau la semafor, tata, că altfel mă oprește poliția și îmi dă amendă. Caltă numerele când le băgați? Păi... N-au fost făcute, gen... Adică ultimele seturi cum ar veni de numere au fost făcute. E poliția? Nu e poliția? Trece și noi așa ușurel. Bă, ce moftic, mă, că ai și mă ăla să mor eu. De la câți ani fumezi? N-are importanță, tata. Chiar moftic ai și jur. Mm, măcar să vedem unde mai găsim oameni, să mai facem puțină caterincă. Mulți nu au primit. Cum naiba, mă? Poate, hell, mă gândesc că poate se schimbat identitatea. Tot momentul în care schimbi identitatea, caracterul, gen, îți faci un alt buletin, atunci numerele ca și cum se șterg, înțelegi? Cumva ți-ai schimbat identitatea sau ceva? Altă și ai ieșit de pe Discord, de pe offline. Da, nu sunt pe Discord acum. Nu sunt pe Discord. O să intru, gen, după live o să intru pe Discord. O să bagi mafii pe server? Măi, dacă sunt persoane care fac roleplay de calitate, da, de ce nu? Hmm. Este așa puțin. Păi, verdeasă, ce dracu cauți, bă, aici? Da, domne. A, nu ești verdeasă, aole, scuze, te-am confundat. No. Mă rog, tu ce cauți aici, băi, tata? Am venit și eu. Am înțeles. Domnul, păi și mașina unde-i, domnul? Păi am ajutat pe cineva, domnule. M-a dus cineva cu mașina și a plecat. Păi, domnul, haideți că vă duc eu la secție să mor eu dacă nu vă duc. Da, domnule, mulțumesc. Păi, dar domnul, dar nu vă duc gratis, să știți. O, domnule, vă dau bani. Așa, domnul, să vă dea Dumnezeu sănătate să mor eu. Domnul, 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 puteți să închideți un pic ochii, un pic ochii. I-ați închis? Așa, domnul, așa. Da, da, acum deschideți, gata, gata, puteți să-i deschideți. Domnule, mergeți. Domnul, închideți ochii, închideți ochii, repede, e o surpriză, i-ați închis? I-am închis. Așa, închideți, gata, puteți să-i deschideți. V-am făcut o glumă, nu este nicio surpriză. Hai să-mi bat picior. Ba, uite, acum vă fac o surpriză, să mor, închide. Nu vă mai fac, gata, e ok. Nu, gata, e în regulă. Domnul polițist, haideți că am ajuns să mor eu. Stați așa că colegii dumneavoastră văd că... Aoleu, am înțeles. Am avut șofar. Gata, domnul, aici. E bine aici? E bine, domnule. Haide să vă dau bani. Da. Am același moment de când joc pe server, atunci, hell, nu știu sincer care este problema, chiar nu știu. Domnul, dați-vă jos. Domnul, veniți la mine, vă rog eu. Bă, mă, mi-a dat 7K aici, prost. Domnul, să mor eu, uitați, vă pup ghezuțele alea frumoase, să mor eu. Stați așa să vi le curăț puțin, domnul. Așa, domnul, cum vă numiți? Alex, domnule. Domnul, să vă dea Dumnezeu sănătate, să mor eu. Uitați-vă, domnule, ce-am vorbit să mă violeze, domnule, uitați-vă cât sunt, domnule. Ce face ăsta? Sărac, uite-te la el. Nu-l băgați în seamă, domnule, a fumat, este drogat. Ce milă mi-e de el, mă, uite-te la el. Ne-am mitică bețivul satului. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, tata. Băi, verdeasă. Ia zi-mă. Ai găsit ceva? Nu, băi, tata, nu știu, nu-l mai găsesc pe ăla, să mor eu. Lasă, tata, fii atent. Am un alt plan. Vino încoace. Trebuie să vorbim între patru ochi. Vino încoace. Fii atent, băi, tata. Fii atent, stai așa să nu ne audă nimeni. Băi, tata, fii atent. O să-ți caut eu de ăștia așa mai ilegal, înțelegi? Și te sun, înțelegi? Okay. Ai încredere în mine, verdeață?
Hai, domnule, circul. Ia-mă în brațe, verdeață. Verdeață, ia-mă în brațe, ia-mă în brațe. Așa, verdeață. Ia-mă în brațe, tata. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Hai, mă, să mergem să găsim pe cineva, mă, care... Ne-am medică, hai să vă prind cu Bentley-ul. Băi, tata, nu, tata. Uite aici Bentley, tata, să moră. În spate. În spate parchezi. Azi, care și-a vrei pe urâtule. Ia, dă-te, mă, jo. Atent aici, schimb. Ia, se vă asta. Ce vrei? Doamne, vrei bătaie? Ia, ia, uite, ia! Hai de capul, ia-ți Logan, Dacia Logan. Băi, e mai caterincă cu Dacia asta, sincer. Mă gândeam să-mi iau și Logan, dar e mai caterincă cu Dacia asta. Plus că Logan e mai lent. Logan e mult mai lent decât Dacia asta. Bun, hai să vedem unde găsim noi de ăștia mai corupți așa. Omul e pe treapă lui, uite-te la el, mă. Ai de capul meu, uite-te la ei, mă. Ce face ăsta, mă? Ăsta e NPC, măcar pe ăsta îl înțeleg. Uite-te la el, mă. Joacă Sam, please. De ce a jucat Sam, frate? La vremea lui a fost și Sam-ul mișto. Uite-te la el, mă. Avem o donație de... Nu uitați să vă abonezi, si un like ca nu strica, vă pup pe toti, mersi. Avem o donație de 10 euro, frate, de la Hara cu mesajul, nu uitați să vă abonați și un like ca nu strica, vă pup pe toți, mersi. Hara, te pup și eu, frate, pe bune, mersi mult de tot, apreciez foarte mult. Chiar apreciez foarte mult. Stai că l-am pierdut pe ăla, frate. Vreau să văd dacă mai face chestii de astea în roleplay, că vreau să-l ard. Unde dracu a dispărut? Hara, mersi mult, tata, mersi frumos, apreciez. Chiar apreciez. Văd că băieții au dat și like-uri, avem acolo 177 de like-uri, ceea ce vă mulțumesc chiar foarte mult. Chiar foarte mult. Bă, ăla e... Bă, ăla nu e ăla șlap? That's right! Frățioare, mersi frumos de abonare, stai așa puțin. Bă, ăla e șlap, să mor eu. Hai, Dacia, haide. Cred că ăla e. Bă, a intrat șlap înapoi? Da, nu e el, cred. Eu nu-l văd. El e, mă, sau nu e el? Că nu, să mor dacă-l văd aici. A intrat înapoi? Băi, dară, stai așa! Ăla ascultă manele, mă. Uite-te la el, mă. Uite-te la el, mă. Băi, dară, mă. Ia zi, domne. Băi, dar lasă dracu manelele alea mai încep, băi, dar bă, că sperii pe aici lumea. Bine, domne, închid acum geamul. Ăla ascultă manele, se plimbă cu net 30, să omoară copiii mei. Hai de capul meu. GeoGamer, mersi frumos de abonare, frate, mersi mult. Omul și-a îndeplinit visul, frate. Are BMW, ascultă manele și merge cu viteză, adică mai zic ceva. Uite-l pe ăsta și din boschiți. Deci omul gata, și-a îndeplinit visul, ești nebun? Ce vrem asta? Ia zi, băi, tata, bă. Am și o întrebare. Are voie să-mi fure mașina de la primărie, în safe zone? Nu are voie. Am înțeles, 1-1-7... Da, dai warn, da, dai warn că nu are voie. N-am apucat să-i văd ID-ul. Da, nu, n-are voie. Și de-aia vreau să te întreb ca să știu. Da, stai liniștit. Am crezut că vreau să fac rol pe sau ceva. Vede cineva ce? Vede cineva ce scriu? Da, Cristiane, vedem. Cum să nu vedem? Hai, da, mai vreau să mai găsesc și eu pe cine. Uite, o mare bugat aici, ești nebun? S-a răzgândit. Hai că întorc și aici, a? Galta, nu mai e pe server ăla. Da, am crezut că mai e pe server prima oară. Adică așa am avut impresia, că semăna cu caracterul ăla. De-aia m-am și uitat, da. Băi, dar unde-i toată lumea, frate? Sunt cam puțin, nu știu care-i ideea. Totuși serverul e full, unde-i toată lumea?
Cred că la primărie e gol. Ba chiar cerere pentru matriculare? Măi, hell, fă iar! Habar n-am, nu știu, da, încearcă să faci iar dacă e. Hai cu 200 pe live, suntem 173, e ok. Pel, da, încearcă să faci iar, tata. Malik, te salut, te salut. That's right. Și mersi frumos de abonare. Băi, da, da, băi. Scuză-mă, tataie. Băi, da, da, ia, ia, da, da, du jos că te plăjnești cam mare, te iau de urechi. Stai așa, tata. Stai așa, tata, cred că am băut prea mult și îmi sună o melodie în cap. Stai așa puțin, 2 secunde să-mi iasă melodie. Încă o donație de 6 euro de la Hara, altceva costă 50 de like-uri, blană, bombă, Hara, mersi mult, frate. Sunt 188 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot. Și Hara, mersi mult. Băi, dar, fii atent. Eu pe tine te trag de urechi. Vino să te trag de urechi, stai așa. Te trag de urechi pe tine. Băi, dar, ce înseamnă asta, mă? Gata. Ia, vino încoace. Cum să vă, tata, e? Vino încoace. Băi, dar, ia zi-mi tu mie, ce vezi tu aici? O mașină. Așa, dar, bun, perfect, până acum ai 10. Ce mai vezi tu aici la mașina asta? That's right! Un stop. Da? Unde-i stopul? Că îl văd spart, să mor eu. Pe jos. Aha, pe jos, da. Băi, dar, știi că s-a dezmembrat în drum. Băi, dar, știi că mașina asta nu se repară singura, nu? Că ești mecanic. Marinarule, te salut. Băi, dar, eu zic... Da, poți să stai și tu drept tataie, că, na, știu, de la băutură, Timișoara... Băi, dar, nu te mai lua tu de oameni de ăștia așa mai în vârstă, ia vină cu aceea nu dea mașina peste noi. Cum facem? Trebuie să-mi plătești acum mașina, dacă nu sunt la poliție, să mor eu. O plătesc tataie, ți-o plătesc, dar mai mult de 50 de dolari nu e. Cum mă, 50 de dolari? Vezi, sunt acum la poliție? 50 de dolari, tataie, cum? Păi, cum 50? Nu înțeleg de ce nu stă caracterul ăsta. Băi, 90 de dolari înseamnă 1 milion, da? Băi, dar... Hai să facem și noi calculul, tataie. Băi, dar... Eu fac calcule după cum știu eu, înțelegi? Așa, ia, cum... După calculele mele, mașina asta, ca să o repar, mă costă 200. Așa, tataie. Înțelegi? Circulați. Așa, tataie. A, tu lucrezi la circulație, am înțeles. Păi cu hainele astea pe tine să mor eu. Dacă era verde, scuză-mă, tata, dacă era vesta aia verde să mor eu, dacă nu te încurcam cu ea de la circulație. Tataie, bă, de mic copil te știu când dădeai rector la prietenii tăi. Da, băi, tata, să mor eu. Dai glume de alea proaste. Da, băi, tata, ce vrei, măi, tata, glume de ăștia, de șantiriș. Acum, îmi plătești și mie daunele sau te iau de urechi iar? Ia-mă de urechi, că... Băi, tata, totuși nu-ți bate joc de mine, ce dracu? Să mor de nu sunt la poliție, fii atent. Ia mă, două ureche de un pom și lasă-mă. Băi, tata. Circulați. Ți-am zis că ești bun la circulație. Băi, tata, te agresează ăsta? Da, băi, tata, a intrat în mine și nu vrea să-mi dea banii pe reparație, ascult, auzi și tu. Băi, ia-ți banii, bă. Băi, ce comentezi, mă, tu? Opa, stai așa, dacă vrei să vă bateți, mai dă-mi și mie banii, că după aia puteți, vă las să vă bateți, să mor eu. Dă-i banii, mai repede. Poți să pleci. Băi, șoricare, taci și dai banii. Bă, tu nu vezi ce Dacia 1310 sport ai? Ia uite. Are părul verde, da, merge pentru la circulație. Hai băi, tata, acum, băi. Băi, 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 că te crăp în picioare. Băi, ăsta e al meu, ăsta e bolidul meu. Băi, da, dacă le zici că te crăp în picioare. Așa, tata, continuăm. Bun, îmi dai banii aia sau? Cât vrei pe reparație? 200, tata, să mor eu, 200 și am plecat. Mă pleacă de aici că te crăp în picioare, așa. Stai că revin eu. 200? Băi, tata, hai repede, băi, hai de tata, repede, că uite, mă sună lumea că vrea să repar mașina. Dar îmi place stau la taclare cu dumneata. Dar mie nu-mi place. Stau la taclare cu dumneata. Vezi că zbipe căscuța aia, vezi că ai o căscuță care zbipe. Știu, e în caz că mă fură cineva. Da, stai așa, fii. Da, Domnul. Nu vrea să-mi plătească cauțiune, ăsta nu vrea să-mi plătească. Auzi la el, cauțiune. Și nu vrea să-mi plătească. Domnul, vă rog frumos. Domnul, vă rog frumos, am nevoie de ajutor dumneavoastră. M-a lovit și nu vrea să-mi dea banii. Domnul ofițer, fiți atent. Aole, nu scoate arma așa. Domnul m-a lovit aici, uite, e fix. Plătesc acum, tataie. Tu m-ai lovit, tataie, ia uite, fără ușă. Da, și cum te-am lovit eu dacă eu am spatele bulit și tu fața?
ai dat un picior acum la stop. În primul rând, care e cum cu mașina? Băi, dar bolidul ăsta, bolidul ăsta e al meu. Ăsta e bolidul meu. Ăsta e bolidul meu. Și ăla e al lui tata e de acolo din față. Băi, dar tu ori ești prost, ori te prefaci să mor eu. Deci, băi, tata. Cred, domnule, păi uitați-vă la săracul cu domnul. Băi, tata, fii atent. Deci mașina asta. Păi, dar nu mai mă împinge că te plesnesc să mor eu. Dă-te la o parte să iară la domnul polițist. Domnul polițist. Asta este. Păi hai, îmi dai bani. Păi hai, dai o dată. Da. Păi să plece poliția de aici că... Păi nu, lasă că nu pleacă poliția de aici. Îndepărtați-vă, vă rog. Îndepărtați-vă. Domnul, ori îmi dați banii, ori îl rog pe domnul ofițer să vă aresteze. Așa, gata. Așa, tată. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Domnul ofițer, sunteți cel mai bun ofițer din oraș și vă faceți treaba de minune, să mor eu. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ia stați un pic, alo. Da, spuneți, vă rog. Mirosiți alcool, ați bă, ați consumat. Nu, tata, m-am dat cu esență de alcool. Este... Nu, tata, am băut niște bomboane cu lichior, să mor eu. Ăsta, am mâncat. Ați mâncat? Da, știți bomboanele alea cu lichior? Am mâncat și-o vreo două, atâta. Da? Da, tata. V-ați gândit dumneavoastră să vă suiți la volan, nu? Băi, tata, sunt niște bomboane de legea cu acum cine. Și atunci de ce mirosiți a bere? De la bomboane, nu? Băi, tata, dar nu... Băi, tata, eu nu beau bere, să mă rog dacă beau bere, ce dracu? Ai de săraci, mă vezi? Dumneavoastră beți vodka? Nu, tata, ce dracu, cum să beau vodka? Bă, tata, mai devreme, când te-ai oprit, ai spus, stai, tata, că sunt și eu bătrâne, l-am băut și eu puțin, stai că nu mă văd pe. Băi, tata, am zis că am mâncat... Haideți, vă rog frumos, puțin jos din mașină, să... Așa, tata, să te-am la... Băi, tata, stai așa puțin, dacă aduci... Băi, ascultă-mă, domnul ofițer, dacă aduceți fiul aia, o să vei aparatul de asta, ascultați-mă. Deci nu... Ați consumat băuturi alcoolice? Nu, domnule, am mâncat niște bomboane cu lichior. Bomboane cu lichior? Cu vodka, lichior și bere. Nu, tata. Mirosița berii în halul ăsta, nu? Băi, tata, eu nu beau bere, să mor eu. Hai de capul meu, mâncă ăsta, acum pușcărie. Ia haideți, vă rog frumos, lasă așa să sun la o ambulanță, să vedem. Nu, tata, nu, uite, fii atent, domnul ofițer. Mirosița așa suspectă a berii. Domnul ofițer, fiți atent. Eu recunosc, să mor eu, sunt un om sincer. Am mâncat o cutie întreagă de bomboane cu lichior, să mor eu. Recunosc. Domnul ofițer, ușor că dă mașina peste dumneavoastră. Haideți aici. Haideți aici, domnul ofițer, că vă calcă mașina. Haide că mă bagă să la pușcării. Stați așa, să aduc puțin fiul ăla de la mașină. Domnul, vi se strică fiul ăla, să mor eu. Așa, tata, stai aici. Tata, vezi dacă ai chemat poliția? Păi, dai băi drumul de aici. Dai băi drumul de aici, că te iau de urechi chiar. Nu, că ăsta e cazul meu. Din cauza ta, păi din cauza ta, că nu știi să conduci. Pușcalită, unde dracu să fug? Haideți, vă rog frumos, o să scot telefonul și o să puneți amprenta pe telefon. Băi, dar sunt murdar de ulei, înțelegi că sunt mecanic și nu, o să vi se murdărească telefonul, ascultă la mine. N-are nimica, că țesutul dumneavoastră te pune pe... Domnule, eu nu mai am țesut, înțelegi? Domnule, de la atât alcool s-a dus și ăsta, n-am, tata, nu, e bine. Am înțeles, da. Cum trebuie să fug, frate, n-am cum să fug. La bomboanele cu lichior, prea mult alcool. Bine, domnul ofițer, domnul ofițer, ascultați-mă, recunosc. Am mâncat două cutii cu de-alea de bomboane cu lichior, să mor. Cum să fug, că n-am cum să fug. Domnul, recunosc, au fost două, gata. Bă, gura sclavului. Sclavule, taci. Stați, domnul ofițer, stați așa puțin să mă duc să-mi iau permisul din mașină să vi-l arăt. Stați să iau permisul, imediat, stați așa. Moare copiii mei, dă-te. Tu nu pleci nicăieri. Moare copiii mei. Cu Dacia? Păi, da, tu ce cauți, mă, la mine în mașină? Da, e super. Poți să o păstrezi. Dacă vrei, poți să o păstrezi, să mor eu. Ia ta. Moră copiii mei. Aba, ce fac? Caută poliția. Băi, tata, fii atent. Așa. Nu, tata, fii atent. Știi cu ce mă poți ajuta? Vrei să mă ajuți?
Fii atent, fii atent, te duci la secția de poliție și anunți că Neamitică a murit, da? Te duci acolo și zici, băi, Neamitică a murit, s-a aruncat în ocean. Să mor tu de nu faci asta. Da? Gata, gata, ăla-i. Păi, acum stai că o să mă caute poliția, frate, nu e bine. E, de capul meu ăsta-i Batmanga. Cum dracu fac? Nu știu unde să mă duc acum, sincer. Unde aș putea să mă duc? Stai așa să vedem. Uite-l pe ăsta. Să duc undeva. Băi, dar am belit-o, nu? Am belit-o rău. Cam așa ceva. Am înțeles. Original și de cap. Băi, dar nu vreau să te implic în problemele mele. Mă descurc, ai încredere în mine. Nu se pune. Ai încredere în mine, mă descurc. Trebuie să fug repede, să nu treacă pe aici poliția. Ole, bă, aia e poliția? Tatai, aveam și o surpriză pentru tine. Băi, tata, mă dai de gol, tata. Gata. Aud poliția, nu de alta. 203 like-uri, vă mulțumesc mult de tot. Chiar vă mulțumesc mult. Stai așa, mă duc să-mi iau bicicleta. A, abia largă asta, frate. Deci dacă fug pe jos cu ăsta, sunt terminat. Uite, știu, abia largă. O să răspunzi, te rog, spune, Cristiane, la ce poți să-ți răspund. Așa, să mă duc repede să-mi iau bicicleta unde e deținute. Cruiser, auto. E bombă blană asta, auto, cum e. Așa, și merge și noi mai undercover, așa. Trebuie să sting farul ăsta să-l mă vadă. Bă, de ce luminează farul ăsta la bicicletă? Tu ești prost? Caldă baftă cu live-ul, plec te pup, baftă chat, Gheorghe, mersi frumos, dați 1310 de culoare gri, dată în urmărire, prostul era albastru, este cunoscut de un bătrân ghebos aflat sub influența băuturilor alcoolice, am înțeles. Stai așa, capa, telefon, de fapt nu, lasă, e ok. Ești foarte tare, Florine, mersi mult, tată, mersi mult. Băi, mă mir că m-am reușit să scap de acolo, sincer. Nu știu ce fac acum, frate. Chestia e că nici nu prea văd... Hai să mor. Ok, e bine, nu m-a văzut. E regulă. Băi, tata, vină înapoi. Băi, tata, am belit-o, să mor eu. Am o problemă foarte, foarte mare. Ce ai făcut? Băi, tata, mă... Nu, vedeți că e poliție fix lângă și am anunțat că ați murit. Vine aici. Băi, tata, fii atent. Băi, tata, nu, că nu mergem în biserică, Doamne ferește. Fii atent. Băi, mă caută poliția, băi, tata, să mor eu. Nu, tata, aici suntem bine. Strigești tu farul ăla. Așa, băi, tata. That's right! Băi, tata, ce facem acum așa? Adică ce fac? Că tu n-ai pățit nimic. Stai, pune-te aici. That's right! Băi, tata, și vrei să stau acolo veșnicie, ești nebun la cap? Da, cum nu vă aduce mai mâncare, cum? Da, măi, tata, o să stau aici pe viață, gata, mi-am găsit. Asta e noua mea casă, să mă stau aici pe viață, că mi-aduce mie băiatul mâncare, aud. E super aici, toate condițiile. Dar nu-i v-ați luat skin-ul ăsta, Carlito? Băi, tata, hai, las-o așa. Lasă, tata, fii atent, știu eu ce fac. Mă duc să-mi schimb haina, mă duc să-mi schimb haina, fii atent. Puneți o ceva mască pe față, ia vreau. Da, tata, stai așa, că mă duc să-mi iau o altă geacă, să mă leu. Ai că adevărul că, așa, pocnezi din degete și-mi dispare și vocea. Deci swap-ule, skin-ul ăsta pe care l-am eu este dat din admin și băiatul din spate și l-a făcut el, gen. Că poți să ți-l faci din shop să arate cum îl are băiatul din spate. Legendarii, mersi frumos de abonare, frate, mersi mult. Salut, Dima. Bun, hai că mergem acum repede să schimbăm... Bine, de fapt nu o să mă ajute cu nimic, dar măcar pe moment, știi? Ha
Păi știu că dacă mă prinde poliția o să-mi fund pușcăria. Am înțeles. Bună seara, vreau repair, mulțumesc frumos, o zi bună în continuare. Am înțeles, a făcut și el roleplay. El vrea repair, mă. Stai așa. Opa. That's right. Mario, mersi frumos de abonare, frate, mersi mult. Bun, stai așa să vedem. That's right. Deci, nu, stai să vedem ce mai avem aici. Dar ce ați făcut de vă cauză poliția așa în halul ăla? Băi, dar nu întreba, lasă așa. Gata, acum nu mai mă recunoaște nimeni și să mor eu. Ce ați schimbat? Nu știu ce să spun. Mi-am aruncat geaca aia și mi-am cumpărat alfes. Mai bine v-ați curățat amică. Așa mă, tată. Salut, Cristiane, binevenit. Vă curățați hainele. E greu să nu scap să pun la pârnaie, dar... Băi, dar tu ești atlet de mic, să mori, uite-te la... Uite băieții cu mașinile scumpe. Muzica lipsea. Ce muzică? Opa. E ok. Băi, carale. Rușine, bă, tata, a scăpat unul cu Dacia de tine, bă. Rușine, bă. Așa să-l aștept pe prietenul meu, pe tovarășul meu. Băi, tata, fii atent. În caz de ceva, mă cheamă Nea Ion, da? Dar, apropo, cum te cheamă pe tine, băi, tata? Tudorel, da, băi, tata, hai vină încoace. Am cel mai bun prieten al meu, uite. Bine, domnul Ion. Așa, deci sunt Nea Ion, da? Așa, tata. Da, Nea Ion. Ok. Aoleu. Tudorele, mai încet, tata, mai încet, Tudorele. E ok. Hai că mi-a dat ăla cu panică. Aveam iar 20 de FPS-uri și mergea greu telefonul, a luat-o rasna 5M-ul. Bă, dar mie merge bine, tata, adică chiar merge bine, nu știu care e ideea. Sensă, adică uite-te că sunt și live și chiar mi se mișcă bine. Băi, Tudorele, hai să mergem aici până în parc, băi, tata. Că mesete, nu de alta. De aici, în parc. Hai că sunt eu, am eu la mine. Da, tata, stai niște, că am la sticle de... De ce aminte, razna? Hai de încoace, băi, Tudorele. Ai în spate, rău de tot, că... Da, corect, da. Aici, tata, vine încoace. Așa, băi, tata, bă. Stai așa, băi, tata. Băi, dacă mă prinde poliția, am belit-o să mor eu, dar eu nu fac pârnaie. Unde mă iasă din inventar? Bem o vodka, bam. Să zic Nea Ioane. Se mai întâmplă. Da, băi, tata, bă. Iau și o sticlă de vodka. Da, băi, tata, bă. Băi, dar tu unde stai, băi, tata, bă? Ți-l ai la 12? Nu știu cât o să ți-l ai în canal. Se trebuie să joci și când nu faci live? Da, joc cu aceleași setări, am totul pe medium. Mi-au luat tu ăștia. Am înțeles, băi, dar. Am înțeles. Stai așa puțin, băi, dar, că văd o pradă aici lângă noi, stai așa. Stai așa, așteaptă aici. Da. Băi, dar, să-ți dea Dumnezeu sănătate, băi. M-auzi? Bună ziua. Ce? Da. Băi, domnul, am și o problemă, băi, tata. Player. Da, domnul, spuneți. Băi, tata, ai și tu acolo, băi, tata, o țigară, băi, tata. O țigară, asta vreau să mor eu. Da, ce am impulsia? Ia, uitați. Da, băi, tata, mersi. Da, tata. Da, vezi de ce. Domnul, dar de ce consumați alcool în spațiu public? Dar nu bem, tata, alcool. E, cum se numește? Cola sub acoperire. Apă meală. Așa, apă plată cu bule. Ai, să mă... Da, eu l-am auzit pe domnul că vorbea de o vodcă.
Ce s-a întâmplat acolo? Eu cu Nea Ion nu bem de alea. Bună, colegu. Hai să mă apucăm. Pe aici la plimbărică, prin parc. Colegu. Am înțeles, e colegul. Am o treabă. Domnul, noi trebuie să plecăm. Noi trebuie să plecăm puțin, da? Bro, ne cheamă nevastă. Vedeți că au consumat alcool, domnul, spațiu public. Adică, bă. Stați pe loc, domnule. Ce alcool, domnule? Eu nu știu. Ai de cap, bro? Dă-i de-a bitică! Oh, ce dă-ne mitică la pedale, ești nebun? Stai acolo, pe aici. Băi, dar l-am pierdut pe Tudorel, bă. Unii Tudorel. Așa. Tudorele! Pe aici! Haide, Tudorele, pe aici! Aici! Haide, pe aici! Ăla-i tat! Repede, nu cred că ne-a văzut. Ba da, ne-a văzut, dar dă-i că n-are loc pe aici. Dă-i! Hai în spația, la fabrică. Da, vine după mine. Băi, după partea asta la altă. Hai de cap. Așa, pă. Aici stânga, ăsta dreapta, cealaltă dreapta. Aici. Vino încoace, Tudorele, pe aici, fii. Asta e fundătura. Vino încoace, ascultă la mine. Aici sunt bine. Tudorele, ușor, băi, tata, că-mi zgâri bicicleta asta. Scuze. Aici suntem în siguranță, Tudorele. Tudorele, ia-mă în brațe, Tudorele. Tudorele, ia-mă în brațe, tata, că am emoții, ce să mor eu. Am emoții, să mor eu. Băi, tata, ce facem acum? Salut, Dane, salut. Nu știu. Băi, tata, deci în parc nu a fost cea mai bună idee să mor eu. Unde am putea să mergem? Dar și aici e bine, dar e cam... Îmi e să nu vină cineva să ne dea afară. Tocmai de asta mă gândesc și eu. Ne-am putea ascunge într-o cutie de asta, dar... Băi, tata, eu nu prea îmi plac cutiile, dacă mă înțelegi. Nici mie, dar ai tu o idee mai bună? Băi, tata, fii atent, hai să mergem în parcul ăla de biciclete, băi, tata, că acolo nu cred că ne caută, ce dracu. Mergem acolo? E loc public, nu știu ce să zic. Hai, tata. Acolo ar fi prima... Nu cred, băi, tata, nu cred că o să vin acolo, că acolo vin copiii, știi? Și nu cred că o să vină ăștia așa acolo. Hai să mergem. Unde lasă acolo, doi bețivi cu biciclete? Nu o să vadă nimeni, nu o să ne observe nimeni, ascultă la mine. Hai de capul. Înapoi, Tudorele. Stai așa. Stai, cred că este și altă ieșire. Stai așa, Tudorele, că te anunci o tată, stai așa. Tudorele... Vrei să lăsăm bițele aici? Nu, tată, bicicletele ne ajută. Deci dai toată poliția pe urmele tale, lasă-mă, tată, nu-ți fii sănătoși. Băi, Tudorele, pot să zic că am belit-o, băi, Tudorele. Văd că e poliția acolo, băi, Tudorele. Crezi că putem să ajungem repede cu bicicletele? Nu prea cred, dar... Merită de cerca... Stai, că văd milițianul acolo, stai așa, Tudorele, că nu-i bine. Băi, Tudorele, vezi că eu sunt neamitică, tata, da? Deci eu sunt neamitică, dar am zis și Nea Ion. Știu. Înțelegi? Doi indivizi care merg pe bicicletă sunt dați în urmărire, care vede să rugați să sune la poliție, posibil să fie pedofil sub stare de ebrietate. Hai de capul meu. Hai de pâine. Băi, tata, hai să luăm repede bicicletele și mergem în parc, da? Uite că nu mai văd acolo pe nimeni. Încearcă să te comporți cât mai normal. Păi, tata, eu... Adică... Cât mai natural, să nu crezi că suntem... Păi, tata, eu sunt natural, să mă rog, dacă te min. Adică, uite-te la mine cât de natural sunt, ești nebun. Hai, Tudorele, fii după mine, da? Tudorele, înapoi, Tudorele, înapoi, Tudorele. Tudorele, înapoi, tata, înapoi, Tudorele. Hai, după mine, Tudorele, fugi! Tudorele, fugi! Fugi, Tudorele, mă, cață-i sufletul tău! Bine, ce? Pe aici, Tudorele, pe aici, ascultă la mine. Dă-i, Tudorele, pedalează. Ai de pui mei, Tudorele, am belit-o, Tudorele. Fii atent, opa. Pe aici, Tudorele, ascultă la mine. Stai așa, Tudorele. Tudorele, haide. Pe aici, Tudorele. Pe aici. Repede, opa, pardon. Tudorele, haide.
Uite-i pe acolo, ne caută încă. Haide, Dorele, rupe pedala aia. Pe aici, Dorele, pe aici, Dorele. Dorele, ce-a făcut la m-a picat? Dorele, ești bine? Dorele, vin și te ajut, stai așa. Ok, nu mai merge bicicleta. Haide, Dorele. Haide, vină încoace, tata. Nu mai merge pe bicicleta. Tudorele, stai așa, fieren. Tudorele, fieren, vino încoace, Tudorele. Haide, vino încoace, Tudorele, stai așa. Stăm aici, Tudorele, suntem în siguranță, ascultă la mine. Nu, Tudorele, vino înapoi, că te crăp. Vino înapoi. Așa, Tudorele, fieren. Că și aici ne găsesc. Tudorele, fieren. Tudorele, ăla-i prietenul tău? Asta vreau să încep și eu. Tudorele, cred că trebuie să eliminăm... Pe ăla, trebuie să-l eliminăm. Ai o sticlă spartă, ceva de simt eu. Tata, n-am nimic, să mor eu, să așa. Ai ușor, hai să ne comportăm normal, fierne. Da. Și tu ce mai faci așa aici? Da, băi, ăsta, Tudorele, eu sunt... A plecat, hai înapoi, Tudorele, hai înapoi. Băi, Tudorele, cum facem, băi, tata? Trebuie să avem și un plan B. Și călai... Păi și bun, stai așa puțin, care e planul A? Stăm aici. Ăsta e planul A, bun, ăsta e planul A, bun. Care e planul B? Sărim peste gard și fugim? Tudorele, dar... e cam înalt gardul, băi, Tudorele. Tudorele, fii atent, tata. Fă-mi scară, Tudorele, să poți să sar. Eu nu prea pot să sar așa sus. Fă-mi scară. Bun, hai. Fii atent, da? Are, opa! Umerii mei. Da. Sari, da? Da, haide. Opa! Împinge-mă. Așa, tata. Ăla-i, tata. Oleu, Tudorele, înapoi, tata. Pui. Tudorele. Stai, că trag! Tudorele, să mă arăt copiii mei. Mori. Tudorele, stai că eu am pareză, stai. Tudorele! Nu m-a lăsat, Tudorele! Gata! Stai pe loc, o trag! Fugi, Tudorele! Salvează-ți viața! Tudorele, salvează-ți viața! Colegu, fugi pe celălalt! Haideți mai încoavă, rog! Ce fuge, Tudorele, avem? Haideți-mă, ce ai făcut, tata? Băi, tata, să moră, tata! Eu n-am făcut nimic! Sunt nevinovat! Tata, mai chem un coleg! Domnul, sunt nevinovat, să moare. Sper să scap în viață. Că o să-mi dea cu sticla în cap. Domnilor, dați-vă la o parte, vă rog frumos, un pica. Vreau să discut cu domnul. Domnul, eu nu sunt de aici. Da, tata, eu nu sunt de aici. Vă simțiți bine? Aveți nevoie de un medic? Da, tata, sunt leșinat. Uite-te la mine. Ai de cap, am nevoie de un medic. Trebuie să ajung la spital urgent. Înțelegeți? Hai de cap, cum mai scap eu acum? Acum un apel, trebuie să vină un echipaj. Domnule, de ce consumați băuturi alcoolice în spațiu public? Domnule, eu nu consum băuturi alcoolice, adică să fim serioși. Dar ce ați fost în tinerețe? Că văd că alergați foarte bine la vârsta asta. Domnule, am fost atlet de performanță, să mor eu. Eu observ, da. Da, am făcut coniac canoe, să mor eu. Domnul, ascultă-mă. O rudă de-a mea și a venit la ziua mea și de-aia a băut un pic mai mult și... Da, domnul, îl cunosc din tinerețe, să mor eu. M-a oprit, l-a prins și pe Tudorel. Era mai bine dacă veneai cu o dubă, că dânsul trebuie transportat la... Da, tata, sunt... Mi-e rău, tata. Mi-e rău de tot, să mor eu. Colegul, mă, să aduc eu o dubă. Ar fi perfectă. Dacă sunteți de acord, poți să le să duc la spital. Hai înapoi, mi-e cum scamă. Lăsați că vine acum ambulanța. Așa e în România, târziu. Eu o să aștept după el, că... Cum scap, frate? Poți și mașina. Păi dacă nu trebuia să fugă de poliție. Hai că nu te aud. Domnule, dar n-am fugit de poliție. De ce poliție am fugit eu, domnul? Ei, nu. Colegul dumneavoastră a mai și înjurat așa un pic un organ de poliție. Nu e adevărat, domnul. Nici nu-l cunosc. Care coleg? Domne, să juca, mi-au zis mie că să juca fazan și na, nu mai știa cuvânt și aia a ieșit. Dați-mi și mie buletinul, vă rog. Domnul ofițer, eu n-am buletinul la mine, să mor eu. L-am uitat în
În casă, în casă, da, 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 pe noptieră. Haideți să urcăm în ambulanță. Da, 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 ușor, ușor, da? Merge, merge. Nu, 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 e în regulă, fără, fără polițiști, ok. Hai, de capul meu. Oh, cum scamă? Ocup circulația, mi. Poți să luau vreo mașină de pe lângă tine? N-am cum, că ăștia sunt aici cu... cu taserul lângă mine, aș face non-RP dacă... Am înțeles, hai că știi și medicul să conducă. Aș face non-roleplay, frate, dacă... aș încerca acum să morc într-o mașină de poliție, că ăștia sunt înarmați, adică, na. Domnul, domnul, dumneavoastră ați consumat băuturi alcoolice, că sunteți un pic cam derutat așa. Domne, de la dumneavoastră miroase așa. Am înțeles, domnul. De la vapori. Așa, player, tran. Vreau să nu vă împiedicați. Da, domnul, merge, merge, ușor, 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 să moare. A venit și poliția aici, acum dracu scamă. Da, colegul că te Hai, să-mi bat picioare. Doamne, doamne, stați așa, stați așa, că am obosit, am obosit, stați așa. Lați-mă ușor, ușor. Da, stai, luați un loc aici. Da, 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 haideți că iau aici un loc să mor eu, stai așa. Aveți și tonomatul de apă acolo, dacă doriți. Da, 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 domnul, să vă dea Dumnezeu sănătate, stați așa. Așa, domnul, mult mai bine să mor eu. Domnul... Domnul polițist... Să mor eu, nu știu, le-am găsit, să mor eu. Am avit încă un polițist, sunt trei acum. Da, domnule, am înțeles. Am înțeles. Domnule, nu vreți să par cu apă? Da, 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 domnule, mai sunt și mecanic, să mor eu. Da, am înțeles. Să mor eu, dacă nu știu de ce m-aș lua. O, asta, Tudorele, să trăiești, tata. Bună ziua. Parcă nu vă cunoșteați, domnul. A, nu, dar nu-l cunosc, mă, nu-l cunosc, cine e ăsta? Băi, cine ești, bă? Mi-am mutat buletinul, nu știu cine sunt. A, nici nu știu. A, le-a venit și carale. Le-am pierdut, nu știu. Hai, dă pui mei. Domnule, dumneavoastră, îl cunoașteți? Domnule, de aici, îl cunoașteți? Ce spuneți? Duceți-vă și luați loc. Dumneavoastră, îl cunoașteți? Colegii, mă duc la un caz de ce aici. Hai, comedii, mersi frumos de amânare. Dacă știu, dacă știu. Băi, tata, cine ești, bă? Băi, dă-te, băi, de lângă mine, mă. Dă-te, băi, de lângă mine, cine ești? Nici nu vreau să stau lângă el. Așa, tata, pleacă, pleacă, așa e. Vezi că ți-a căzut sticla de bere. Aaa, eu mi-am dat seama după vocea dumneavoastră cine sunteți. Cine eu? Nu ne-am văzut în viața mea. Ia ridicați-vă un pic în picioare, că... Stai așa, așa, tata, ia zi. Eu știu, nu știu, tata, nu te-am văzut în viața mea, să mă. Cine ești, mă, că te iau acum la bătăie? Ia vorbește puțin, mai vorbește puțin. Sunt răgusit, nu pot să vorbesc. Tataie, nu mai vorbi fără un avocat. Mai devreme vorbeai. Am răgusit. That's right! Javi, mersi frumos de abonare, la fel, Don John, mersi frumos de abonare. Poftim, tata? Nu, tată, că nu... Băi, eu am o problemă gravă. Am nevoie la baie, repede, că fac pe mine să mor eu. Nu, stați. Să fac pe mine, fac pe mine. Domnul. Trebuie să vă aduce Pampers imediat. Domnul, mă opriți pe mine să mor eu, trebuie repede. Stați așa, vă rog, o să mergeți cătușat ca să fiți sigur că nu o să iei. Nu mai am nevoie la baie, e ok, nu mai am nevoie la baie. Mi-a trecut. Eu aștept, nu știu de ce m-au prins ăștia. Haideți, o să merg. Mi-a trecut, tata, eu sunt ok, gata, nu mai am nevoie. Cunoașteți pe unchiul medic? Ca bagam cine dracu e ăla, e prima dată când îl văd în viața mea. Cum mai scapi acum, bă? Haideți, domnul. Nici nu știu cum mă cheamă, da, păi pe el. Hai, urmați-mă, domnul, vă rog frumos. Hai, de camera. Da, nu mai stați cu jos, că răciți. That's right! Am să mă ridic. Gamerul Patreon, mersi mult de abonare, frate, mersi mult. Opa, auziți, dar unde merge? Doamne, dar miroase foarte urât aici, nu-mi place, haideți înapoi. De la dumneavoastră, domnul, dar miroase nașpa aici, să mă rog. Hai să vă obișnuiți. Poți să intru și eu, că și eu curtă cu probleme de test am văzut. Haideți, intrați, vă rog. Eu am să aștept... Mai ce-am miroase mai rău ca la mine în canal.
Da, domnul, Gata, domnul, am vrut să văd cum e holul aici, nu l-am văzut prima oară așa. Ușor, domn polițist cu un chiu, ușor, ușor cu două. Bine, domnule, vă rog frumos să așteptați. L-a plecat. Deci că e canalul meu. Până termina cu un chiu dumneavoastră. Pe masă aici. Nu, pe domnul, eu dacă... Domnul, da, mă dor mâinile. Mă dor mâinile foarte rău, să mor eu. Haideți aici. Da, presupun că puteți să-i dați cătușele jos, că nu este înarmat și nu este periculos. La stănușe, uite-te la el. Haide că... Domnul, sunt nevinovat, să mor eu dacă am făcut ceva. Îl doare romantismul ăsta, romantismul. Da, domnul, să mor eu. Este să văd ceva. Nu merge homul, cât am cătușele? A, nu merge, mă gămeș. Ia uite, bă. Normal, domnul. Mă mențin și eu. Bun, domnul, haideți, trebuie să urc aici pe masă? Da, ușor. Da, împingeți-mă puțin, un pic să mă împingeți, da? Haideți, așa, gata, domnul. Și acum ce trebuie să fac? Așeza jos, fiți cât mai comod. Gata, domnul, stați așa, că mă așez acum și cum, stai așa. Gata, domnul, stați așa, opa! E bine așa, domnul? Ce mama, dracu. Da, vă simțiți comod. Da, nu sunt chiar foarte comod, dar sunt bine, să mor eu. Vedeți că v-a căzut aparatul la pe jos, să mure. Asta, ți-l mai cade el așa din când. Am înțeles. Ăla încă stă în ușă. Am, nu mai am cum să scap de aici. Băi, nu fă poze, băi, tata, fără poze, mă, tu mă pui pe Facebook acolo, mă. Tata e, în caz că, pățești ceva, trimit la știri, dă-te aici, domn polițist. Nu, dar ce dracu să pățesc, în afară de faptul că mă bagă așa la pușcărie, o să fiu ok. Să mai faceți poze. Nu te bagă tataie. Acum o să vă prelevez niște... O să ce? Ia uite-l, bă! Bă, fără liniște, că nu l-au legea pe medic. Mai ce rază, domnul medic, vă rog eu frumos. Ce-i să stăm? Vă voi preleva niște... Domnul, fără cuvinte premium, vă rog eu. Mai ziceți rază, ce-mi faceți? O să vă iau niște sânge. Am înțeles, da, da. Dar nu tot, da? Nu tot, că o să vă ia fiul la asta. Așa, da. Haide că... Băi, dați-mi o idee, cum scap eu de aici. Mă duc, îl pun la microscop. Dați-mi o idee. Vă spun ce... Dacă are vreo boală, ce are. Am toate bolile, domnule. Nu pot să merg la pușcărie, că am toate bolile posibile. Toate bolile începând cu E. Aveți multe boli. Da, domnule, le-am pe toate, să mure. Domnul medic, ați rezolvat? Aparent, domnul știe, chiar are aproape toate bolile. HIV, SIDA și astea mai are și o cantitate enormă de alcool în sânge. Am înțeles. Dar nu e problemă, că o să stea în celulă cu negri și... Na, cum, după cum... Domnul e rasist, ascultați! Ce-i cu rasismul ăla, domnul? Rasistul pulii mele, muie, tu! Domnule, vorbesc frumos. Bine a revenit, Andreea. Nu mai vorbesc, gata. Stai, ziți, vă rog, mai încoace, dacă vreți să discutăm. Da. E deja cringe chestia asta, mai degrabă bag-o în clownfish și gata, adică așa. David. Ce anume este cringe? Pot să... Haideți, domnule, că mă duceți acolo la culoare. Bă, este, na, o voce făcută la Caterinca, tata. Pot să vorbesc ceva cu unchiul meu? Între patru ochi, dacă se poate. Domnul după targă, v-am și spus că a fost la mine și a băut aseară. A fost ziua mea și am dat de băut. Ia așa puțin. Domnul, mă ajut să stau aici? Da, cereți-l. Imediat, domnule. Da, domnule, că am obosit aici să stau, să mor. Unchiul dumneavoastră, ce aici, colegul. Cum stau, vadă cum stau. Domnule, haideți și dumneavoastră să... Păi, deci cătușele nu le mai am, ceea ce e bine, ăla încă e acolo. Aici? Este așa. Aici, domnule, da. Desigur. Iulie, hai să vorbim ceva, vino cu a. Urcați-vă aici pe masă, ca pietrul dumneavoastră. Stai așa, băi, tata, am uitat, ăsta, nu știu cum te cheamă, dar te ajut eu, fii atent aici. Mă pun aici jos. Da, stai așa, că te ajut eu, fii atent. Opa, așa,
Așa, ușor, ușor, dar, așa, dar. Că, vă, că nu vrea. Nu, nu vrea. Domnul polițist, domnul polițist. Tocmai da, cer să vedem. Spuneți. Sper că nu se aude un aspirator pe fundal. Domnul polițist, vă cheamă domnul acolo. Spuneți dacă se aude un aspirator pe fundal. Bine, nu. Am încercat, nu vrea. Să mergi cu el, că... Nu vreau unde să vorbesc. Și important. A, eu să vorbesc. A, vin, dacă e despre mine vorba, eu vin. Ia zi, dar, cu ce te poți ajuta? Să vă doar un pic, dar... Nu simt să nu faci tură pe aici, nu simt nimic. Ia zi, fiule, cu ce te poți ajuta, ia zi. Între patru ochi, un fiule. Între patru ochi, dacă se poate. Păi și unde putem să mergem, băi, dacă e... Ai, uite aici, vină cu camera cealaltă. Gata, da, ușor. Nu ne lasă domnul polițist. Am vorbit cu colegul. Am vorbit și mă lasă să vorbesc. Păi a zis că nu te lasă. Da. Între în camera aici. După în camera de vis-a-vis dacă se poate. După sticlă, că e tifonată bine fonic. A, mi-a intrat fumul. Evident ce face și... Da, aici în camera asta. Haide să vorbim între patru loc ce mori. Rămâneți, colegii, rămâneți, vă rog frumos la urmă. Se aude, n-am ce să fac, aia e. Vino mai așa un pic în costă, nu... Ia zi. Colegul? Băi, unchiule, fii atent, vezi că am încercat să te scot, dar mi-a luat buletinul ca să fugi. Buletinul tău, băi, tata? Beat și suferă de niște boli. Destap, mă alergă și de grave. Nu, tata, nu, lasă, că mă descurc singur. Nu te băga în probleme, băi, tata. Eu te ajut să scap de aici. Legal, dacă se poate. Păi și cum legal, băi, tata, că am fugit de poliție, sunt beat rupt și... Nu vedem noi. Am înțeles. Ai fugit, tata, e, nu mai... n-am fugit, corect. Mai aveți un minut. Gata, domnul, am terminat. Am înțeles, hai zi, vă rog, cum să aici pe ușă. Stai așa, domnul. Ăla încă stă în ușă. Ușor, tata, e, nu da cu cap. Da, ușor. Astea mâna cu analizele, domnii medici. Da, coleg, domnul este bun, cam bolnav cam de sida... Nu, că le-am... Pe mine mă interesează... Chilele de alcool în aerul expirat, domnul. Am fost la un report. Noi avem... Domnul... De aici... Edi, dar degeaba, stai că poate scap cumva cu cauțiune. Cam chile de alcool. Să văd, poate scap cu cauțiune. Poate am noroc. Nu știu ce să ai, am chile de alcool. Mai ducem la secție și... Mai vorbim la secție cu ei. Domnii medici, vă rugăm frumos cu rapoartele și dosarele lor cu analizele... Bună ziua! Posibil. Adică, băi, verdeață, te-am dezamăgit, tata. Verdeață, te-am dezamăgit, tata. Am primit apel. Te-am dezamăgit. Am primit apel. M-au prins ăștia, băga mea. Tata, iar umbli cu dezghiolatul ăsta? Băi, dar îmi cer scuze că te-am dezamăgit. Mașinile de poliție. Haide, te ajung și eu cu raport. Mai vorbim acolo. Hai de cap, mă. Sper doar să... Altfel n-am nicio scăpare, frate. Doar cumva să reușesc cu ce faceți aici. Uite-te. Of, tata, e... Doar să scap cumva cu cauțiune, că altfel n-am cum să scap. Care, bă, verdeață între voi? Nu știu, dar n-am văzut niciun verdeață. Ia vin om încă o verdeț. Eu vă numai... Ia-l vă știu e. Dați-mi el mie, le iau eu pe tata în mașină. Așteptați, vă rugăm frumos. Chemăm un coleg cu o dugă. O să vină. Noi e pe drum aici. Nu. Bă, ți pot urca și să duc la penitenciar, acolo unde sunt mulți negri. Nu, domnul, a spus că mergem. A spus... Domnul, vă fac plângere pentru ce a zis el. Și eu, domnule. Tata, e ușor. Eu nu sunt eu aici cu mașina. Așa ceva este imposibil. Haideți la secție, haideți. Vă rog frumos, urcați în mașină, și doi domni. Domnul cu căciulul și Nicu căciule, urcați în mașina asta de poliție. Da, domnul, uite aici cu domnul. Eu mă duc cu unchiul meu, nu se poate așa. Îl las. Mi-a dispărut mașina, ce orașul ăsta? Ce te-ai băgat? Ce te-ai băgat? Verdeaza să mori, eu sunt nevinovat. Mă știi doar că sunt nevinovat. Nevinovat, nu, domne?
De eu de v-am zis că a fost la seara la mine. Hai să trecem și noi cumva peste asta. Nu, dar nu vreau să te bag. Băi, verdeață, nu vreau să te bag în probleme. Du-mă. Hai, du-mă la secție, poate. Hai să dăm cu cauțiune cu ceva pe test pentru unchiul. Uite, poate scăpăm. Poate scăpăm cu cauțiune, băi, tata. Se rezolvă cu. Poate dau câteva telefoane sus. Da, da. Se rezolvă cu cauțiune. Imediat. E unde? Hai te că pe spate. Hai tata, te însoțesc aici. Stai puțin. Te aud ultima mea gură de aer. Verdeasă? Hai, domnule. Vino puțin, verdeasă. Poți să-l ajut și pe, și pe băiatul ăla? Plătesc eu cauțiune, dacă se poate. Să văd ce pot să, să fac și pentru el. Aia de cap, mă. O să vă spun imediat cât este cauțiune. Care-i numele lui? Mamă, dar ce e aici, frate? Aici, prima pe dreapta, vă rog frumos, după doza. Desigur. Deci eu o să rămân afară să supraveghez. Tata, îi spune și mie cum îi cheamă pe prieten. Grijă, domnule. Haideți să facem și eu poză. Auleu. Până ușor, ușor, domnul verdeță. Care nu ușor fac mie pozele, dar facem. Haideți, sperăm. Vedeți, vedeți, domnul aici, agent. Vă rog să ne dați cu blizul, tata e că... Da, da, eu... Exact, dar sunt obosit. Domnule, avem... Ce ai făcut, moșul? Oh, să treci, băi, tata. Să rămână. Domnul, vă rog frumos să ieșiți afară un pic. Domnul paramedic, s-a întâmplat ceva? A, aminte aici tot serverul aici nebun. Adus dosarele, deci avem, da, da, avem nevoie doar de un domn paramedic, cred că trebuie să veniți unii. Puteți să mergeți cu colegul, să-i prezentați dosarele. Haideți cum... Liniște, haideți, domnule, și domnule. Stai așa că vrea domnul polițist. Domnul polițist vrea să spună ceva. Spuneți... Da, domnul. Ia să vedem ce aveți dumneavoastră pe sub hanora, că păreți... N-am tratat nimic, să moră, n-am nimic, domnul. Ia să vedem, ia rămâneți puțin aici. Domnul... Stai, cine este cel mai mare rancă aici? Hai, lasă-o. Ați vă rog pe loc. Eu sunt aici, cel mai mare rancă. Hai, domnul, n-am nimic. Vezi ceva cu tine după aia, legat de ei doi. Ce, mai zic mai repede o dată, te rog. Domnul, nu e a mea, nu știu cum a apărut. Legat de ei doi. Ok, hai până afară. Nu știți cum a apărut. Câtă vodka am la mine? Apare așa, într-un bine undeva. Domnul, stați așa, că trebuie să fac poze aici, stați așa. Ia haideți și domnul, ia să vedem ce are și domnul. Domne, eu nu știu ce am la mine. Vezi și tu că cer cauțiune. Am găsit hainele cu noi. Da, ok, scoți. Aveți vodka la mine. Am găsit numai din gunoi. Tot ce am luat, eu am mai gunoi la mine. Ia să vedem, permis de conduce. Interesant. Cu dungă și pe ăla. O să așa. Calculez acum și cauțiunea pentru cine. Vorbesc cu domnul judecător și... Aș vrea și eu să știu cum vă numiți domnul de aici. Tudorel, îl cheamă pe el. Nu mai țin minte, domne, că... Bine ai revenit, Orchila. Mi-a trecut dungă peste numele meu și nu știu de ce. Domnul Tudorel, am înțeles. E dungă roșie, domne, sau verde? Colegul avea ceva ilegal la ei. Văd că... Două secunde, mă duc până afară să dau un telefon, revin imediat. Da, în rest n-au ilegalități asupra lor. Nu-i putem la... Pentru văd că au... Alo, domn prim-ministru? Au chestii 18. Prim-ministru, știi că... Da. Știu că da, tata. Nu știu, poate scap cu cauțiune, să văd. Poate reușesc să scap cu cauțiune. Domnul, nu mai trebuie urechea, vă rog frumos. Da, și eu, doi oameni, știi? Nu trebuie. Neamitică, hai că-l țin minte. Și are și un prieten, vai de... Știi, prea bine cu treaba aia ce... Așa, mă, hai, ce să mă zice? Bun. Ați terminat cu poți de lege? Crezi că poți să mă ajuți să-i ștergem un pic din dosar? A, da, l-am făcut. Ok, bine, așa să fie. Hai, mersi mult. Bun, haideți calme, stați un pic, colegi. Zic, coleg, ce a zis? Avem un fel următor, am primit un telefon de undeva de sus. De undeva de sus? Dacă n-aveau scăpai. Am înțeles. Ci că două premise. Și am discutat cu el despre niște termeni pe care vom lua în considerare, aceea fiind o cauțiune pentru domnul Dăiș Neamitică și pentru prietenul lui Tudorel. Da, cam bătrân, îl paște moarte, nu știu dacă îl prinde un anul pușcării la cât domne, nu mai vorbi așa, că scot ochii cu lingurița. E urât, domne, este urât. Gata, domne, calmați-vă. Cauțiunea va fi determinată pe baza faptelor lor. Dacă puteți să-mi spuneți și mie, colegii, ce... Da, în primul rând, fugă de organ de poliție. Respectiv eu.
chiar de două ori. Apoi consumul de băuturi alcoolice la volan. O să vă spun. Domnul se află la volan în timp ce consumă băuturi alcoolice. Okay. A fost tehnic cu lichior, domnule polițist, domnule polițist, eu nu recunosc nimic, da. Să mor, sunt ambițios și nu recunosc nimic, n-am fost eu. Neamitică, tu, neamitică, nu spune nimic. A, bine, nu spun nimic, tata. Bine, nu spun nimic. Și de aici, domnul de aici, puteți să-mi spuneți colegii ce... Și el n-a făcut același lucru. Așa, am și el a ajutat să cauționeze. Au fugit împreună. Bun, stați un pic. Hai, stați un pic să imediat să fac să calculăm repede. Hai, ești la birou să plătesc. Hai de capul. Două secunde, vreau. Te-ai întors la cola de Andreea. Dar vreau și chitanță să o decontez la firmă. Așa, pe masă. Am mai am eu ticuri. A, da. Nu, și eu mai am ticuri. Mai dau cu pumnul în geam, dă-l sparg. Tuturorele. Bun. Cred că scăpăm pe Tudorele, să mor eu. Vor avea o cauțiune în valoare de $2,500. Cam amândoi. Puțin colegul pentru ce au făcut. Cel știu, puțin domne, dar având în vedere... Pulu. Nu, ascultă un pic colegul, având în vedere că domnii sunt trecuți de o vârstă respectabilă. Și am înțeles din câte am înțeles... Neamitică, stai un pic, neamitică... Neamitică, tu ai buletin, da? Da, m-am. A uitat pe noptieră, colegul. L-am la mine, ok. Pentru un buletin, acum deci... Tudorel, nu? Tudorel? Da, eu. Dumneata și tu ai buletin, parcă ai zis, dar nu știi pe unde. Desigur, normal că am. Bun. Din moment ce domnii de aici au buletin, înseamnă că au un contract cu casa de asigurări de viață. Din... În codul penal, la secțiunea 3. Bună, Maria, bine venit! Prin felul următor, oamenii trecuți de vârsta de 60 de ani ce au asigurare de viață sunt scutiți cu 70% de... Eu am 43 de ani, dar mă rog, cred că e bine să tac. Având în vedere, acestea se aplică și cauțiunilor. Bun. Toate fiind spuse, cauțiunea lor va fi în valoare de $2,500. Așa, hai să plătesc. Vin încă la birou, dar dăm și chitanță, că vreau să o decontez. Imediat, stați să fac chitanță. Unchiulei, dacă mai faci așa, e gras. Haideți, vă rog. Ați scăpat. Vin tu acolo să dau sau... Dacă eram eu, aici vă mâncat. Acolo, lângă Negri. Hai, băi, domnul, cum vă numeți? Domnul ăsta din fața mea. E bine, domne? Okay. Agent principal, da. Vișinescu, mi se mai spune. Domnule Vișinescu, știți unde vă văd pe dumneavoastră, bine? Unchiule, mai bine taci. Bine, gata. Unde, domnule? Colegi, dați vreau să le dați cătușele jos. Am vrut să zic ceva de vapte. Haideți, domnule. Aici, întoarceți-vă cu spatele, să dau cătușele jos. Gata, domnule. Usați, domnule, că sunt și eu mai în vârstă, gata. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Hai, tata, să mergem. Aveți să dați drumul la, să dați drumul, să dați drumul la Erisir, vă rog. Oh, au. Hai de capul. Haideți pe spate, vă rog, pe spate. Ah, ok. Stai așa, tata, ușor. Mașina în spate. Stați un pic să scot mașina din garaj, două secunde, că vă ca băgatul iar. Tudorele. Stai așa, tata, Tudorele, ia-mă în brațe, tata, Ăla-i, tata. Și cu domnul aici. Hai să mergem. Hai să vorbim în mașină, Haideți, vă rog, hai urcă, tata, nea Tudorel sau cum am spus, și noastră. Cumnatul sau cine sunteți, n-am înțeles prea bine. Nu sunt eu cumnat, eu sunt soț. Și ești tu, e soțul. Te-ai în gură, ploid, el e soțul. Băi, tata, e bun. Băi, băi, verdeasă, să mor, n-am făcut nimic, tata, sunt nevinovat. Bă, tu știi cu cine am vorbit eu în momentul ăsta că se scapă tine, tu am... Cu cine ai vorbit? Domn prim-ministru al statului Paletopei. Vezi că poți să-i dai și mai în față. Băi, tata, să mor, deci, să-ți dea Dumnezeu sănătate că m-ai ajutat, rămân dator, să mor. Uite-mă, poți să-ți achizi datoria față de mine, începând de mâine să-ți găsești tu un loc de muncă stabil. Păi da, dar sunt mecanic, să mor eu. Da, mă, tataie, dar tu mă cam aburești cu asta cu mecanic, cu...
Uite și ca să vezi că sunt și așa, ia-l și pe Tudorel cu tine. Îi fac eu rozmăcine de carte de muncă și vă băgați amândoi. Păi și ce să facem, tata? Ia ce să facem? Uite, hai să zic. Cine ne ia? Am auzit că sunt... Păi vorbesc eu acolo, cine ai, bă? Tu un culo de treabă. Am auzit că sunt locuri care la... au nevoie de transport în oraș de Colete. Băi, dar hai să fim serios, ce dracu? Acolo e muncă grea, mă, tata, mă. Mă, tata, e muncă grea oriunde. Păi băi, da, bă, dă-o, dai, bă, de treabă. E mai bine orașul. Știu bine, de ce? Tudorel, unchiule. Poți să te faci ghid turistic. Hai că da. Hai că... Nu prea avem noi turiști pe aici. Ghid turistic. Băi, dar cine dacă să vină, mă, sărăcia asta de oraș, să fim serioși? Păi, tătai, acum, tu crezi că... Na. Cine mai vine, e binevenit. Și cine nu știe... GG pentru roleplay, mersi carele. Chiar a fost Caterinca, jur. Adică chiar mi-a plăcut. Ăla a murit pe acolo. Ia uite-l, bă. Lasă, așa mai face el din când în când. Da. Spune tataie unde vrei să te lași pe tine și pe Tudorel. Băi, dar lasă-ne la primărie și să mor eu. Bun, hai. Ne-a venit așa acolo. Ce mai tare. Așa. Domnul, cum v-a spus că vă numiți? Dumneavoastră, Tudorel. El e Tudorel, tata. Nu. Nepotul dumneavoastră, cum vă numiți? Eu Floyd Kasparov, domnule. Haideți pe Tudorel cu arată săracul, uite tu le-aș. E istoria veche. Dumneavoastră o să trebuiască să mai veniți cu mine până la secție să decontăm din salariile. Foarte bine, comedi. Da. Și trebuie să dați o semnătură, nu vreau să. Doamne, nu pot să dau aici cu deci după textul pe să-i scălesc. Tu și pe să gubiți mirea. Nu, ăsta a meritat, chei că făcea ce nu trebuia, dar în fin. Păi, dar nu-i nimeni la primărie, băga mea și pe cerul. Gata, dar aici e perfect, băi, dar. Hai. Să nu mai avut că trebuie... faci de-astea. Nu, tata, ce dracu, eu sunt nevinovat. Hai, Tudorele, să mergem. Hainele alea, tataie, că îți mute nasul. Nu ți-l pe ăla, cu permis. Cum să nu, domnul, cum să nu? E tot Tudorele? Băi, Tudorele. Bună seara, domn Chestor. Hai, tata, să ne luăm bicicletele. Hai să sărbătorim mai bine. Are nevastă rară și ea întreabă, nu știu. Nu-mi pare. Păi și unde mergeți noi să bem, băi, tata? Aude-i pe ceva. Băi, ușor, băi, tata. Să mergeți să bem, tata, că totuși... Pe plajă ar fi o idee. Doamnă cu bicicleta. Ia să-i să vedem. Doamnă! Mi-am scos betocărita, gata. Doamnă, mă auziți? Mă, l-ai pe ciupeala acolo? Nu, no, celălalt domn, cu părul verde. Haideți să vă spun ceva, haideți mai încoa. El e inspector, vă scapă boschetare din pușcărie, lasă-mă, dat. Băi, Tudorele, fii atent, băi, tata, fii atent. Ia și învață, băi. Domnul polițist. Stați puțin. Ok, stați să mut vehiculul de aici, da, așa. Vă rog să vă duceți pe trotuar. Gata. Alo, domnul, alo! Haideți, domnul, că n-am timp, am și eu, trebuie să mă duc la muncă, nu stau după toți, domnule, hai să fim serioși acum. Ia, treceți aici acum, e pe mașină, să vă fac și o percheziție. Domnul, nu sunt arogant, dar lucrez, mă duc la muncă. Păi cum să-mi spuneți că sunt arogant în momentul în care mă duc la muncă? Mă opriți așa? Mi-ați lovit și mașina acolo în spate, cum e posibil așa ceva? El poți să zici că se duce la nuntă. Băi, Tudorel, ți-a dispărut bicicleta, băi, tata. Își spune. Care a fost? Băi, Tudorel, băi, deloc nu ești atent, băi, tata, bă. Care șterzi la mașina asta? Mutați-vă puțin mașina, că e pe senzor, trebuie să... Vin imediat. N-are ale, uite că n-are, vine-o încoace. Dar nu știu, a plecat acum. Am înțeles, stai așa. Ia vedeți. Cât are la mă? 1476. Kick. 1476. Warn. 1476, dar trebuie să-l notez pe ăsta undeva, așa mă, nu pot să, mă rog. Nu mai dispare, stai că pun lacat pe ea. Stai. Da, domnul, nicio problemă, aștept. Să-ți bagajul, că n-am dădeți-vă puțin la o parte, vă rog frumos.
out of character. Carlito, ai vorbit acum cu Gufiter un gata, pic? Alte copa aici? Ce? Da, e tot în regulă. Ai vorbit out of character, ai vorbit cu Goofy? N-am vorbit cu el, a trecut pe aici, dar n-am vorbit cu el, de ce? Domnule, să scump 1000 de dolari. Cineva le dă Angel și nu știu cine. Aveți bani să plătiți? De la 70 de minute când avea Goofy aici, da, acum. Nu puteți să plățați și dumneavoastră puțin de preț, este cam scump 1000 de dolari. Stai așa. De câte am înțeles de la domnule, nu postație. Stai puțin. Domnule. Ia, poți. Goofy. Da, domnule. Am uite aici. Mi-a zbut și mașina. Ia spune-mi și mie, cât ai luat ucel? Cât ai luat ucel? Asta ai dat cu spatele, te-ai asigurat. Amiabil o să chemăm poliția. Amiabil, cât ai luat ucel? Ha? Plătește 70 de minute, mă. Și cum a ieșit acum? Mi-a dat Angel. Cine? Cine ți-a dat Angel? Un helper. I-am zis pentru ce mi-a dat Angel. Și n-a fost corect că mi-a dat. Pentru și cine ți-a dat? Și că am fost pasager. Hai de capul meu. Mă, nu te băga 70 de minute pe ochi. Păi mă, bă, vine-o cu asta, vezi pe size. Ce nu-mi plac mie căcaturile astea, jur că nu-mi plac. Crede-mă, deci știu despre cine vorbești, Găbiță. Găbiță nu bagă pe așa că mi se scoală lui. Cheamă-l în coa dacă vrei să vezi. Da mine, frate, nici toporul nu mi l-a luat, coaie. La ce polițist e. Dar cine te-a băgat? Zice că am topor, dar nu mi-l ia. Size, 1000 și ceva ăla. Nici nu m-a verificat, frate. A zis, mi-a zis prietenul meu că am topor și a zis și m-a băgat pentru nu topor merge, și nici m-a verificat. Hai să-ți răzea jumătate de server. 1173 are parcă. Da, ăla are 1000 și ceva. Deci eu vă zic Găbiță, nu de... Băiatul nou care... Salut, Alex, Uțule. Chiar e vai de capul lui și mie mi-a... Nu știa să vorbească, nu știa să se prezinte, nu știa să facă nimic, nu știa să se prezinte, nu știa să facă nimic. Păi nu mai, vorbiți atâta. Păi tata, eu de cât l-am văzut, frate, chiar s-a prezentat ok, adică... Pă bune, deci omul chiar e ok, frate, eu unul... Mersi frumos, Nicky. Nu zic ce mi-a făcut mie, frate. Mai e pe server? Nu mai, că am dat teleportul mie și nu mai... A, mersi, Alexe, mersi că l-ai trecut pe ăla. Încă mai ești live, da, dar nu cred că o să mai stau mult. Deja, sincer, m-am și obosit. Și plus că mi-a tras în piept și n-am murit, m-a reînviat medicul. Așa și? Când tragi undeva în piept? Păi nu prea. S-a mai discutat odată, ascultă-mă un pic, s-a mai discutat odată treaba asta. Nu ești mort până nu te respawnezi. Ah, ok, n-am știut. Poate să stragă și cu minigun în cap. Dacă vine medicul să-și... Da, nici... Frate, da, este ok, Alex, este ok. Până nu te respawn ești mult. Ok, dar nici salut, câine, să-mi dai, să mă bagi la pornaie fără să mă verifice, nu e ok, zic și eu. Și mai, e martor de mă și el o să recunosc. Dacă... Nu, frate, crede-mă că cuvântul de mea, acum nu știu ce să zic. Da, frate, dar dacă ăsta e adevărul, adică suntem 2-3 mai mulți. Că știu că voi da, frate, dar eu eram, mie mi-a dat mai mult decât i-a dat lui, care el era șofer la mașină. Bun, deci pe la urmă cine te-a scos? În concluzie, cine te-a scos? Cine te-a scos din jail? Băi, dar nu e frumos să vă zic. Ba, e foarte frumos dacă nu vrei bani. Da. Băi, și bine, Alex m-a scos. Alex? Ok, care Alex? Mhm. Alex Serpor. Păi sunt doi. Bă, ăla cu ID mai mic, 34, 34. Ok, stai așa. Alex Helper-ul? What? Da, mă. Da, mai ID 34, stai așa. Ce Alex Helper, mă? Bă, nu suntem mă rog, e out of character. Da, mă, da, stai liniște. Alex. Alex. Eu da, mă, știu că Gabi, băiatul ăla cu ID mare, 1000 și ceva, e super de treabă. De câte ori a făcut roleplay cu el, chiar mi-a plăcut. Da, nu e pe difin, gen, pe difin. Deci chiar mi-a plăcut mult cum a făcut băiatul la roleplay, jur. De fiecare dată când m-am întâlnit cu el, chiar a făcut un roleplay mișto. Și nu știu care ai zis că nu poți să confisce toporul, lui Dumai l-a confiscat. Nu am încercat să-i confiscați. Am înțeles. Ai, coaie. Nu, cred că a fost, lag, nu, cred că a fost lag ceva. Mie mi-a zis Găbiță ce s-a întâmplat la faza aia. Te-a văzut cu toporul, ai aruncat toporul, te-ai dus iar ai luat toporul. Bă, fii atent, frate. Eu îl lua pe dâma, că era mort, s-a dus cu medicul ăla și am aruncat greșeal, după l-am luat înapoi. După ce m-a verificat, l-aveam. Păi da, păi tu te auzi ce vorbești exact. Deci faza asta. Păi da, și el a zis că nu l-a, da, eu l-aveam și el a zis că nu aveam și la, nici nu mi l-a confiscat, nu înțelegi?
Păi dăm, păi stai puțin minimal, stai puțin să terminăm. El te-a mai controlat și după ce ai aruncat ăla și l-ai luat iar? A, doar hai, trebuie să ne mai faci și treaba de admin. Păi frate, păi tu... Treaba de admin din când în când. Bossule, m-a confiscat, m-a controlat după ce l-am aruncat și l-am luat înapoi. Ne-a pus la mașină și ne-a cerut buletinul, ne-a controlat pe toți. Miram aș, să nu-ți fi luat-o pur. Trebuie să-l chemați și pe Gabi aici? Hai, nu mai luat dacă a greșit, aia e. Poftim, care tu? Trebuie să-l chemați și pe Gabi aici, pe Upsize? Da, da, da. Nu știu dacă e pe server, asta e problema. Nu e? Nu merge home. Nu e, că i-am dat TTP că știu ID-ul pe din cap. Nu e, dar eu zic 100% că Gabriel n-are cu ce să greșească, că e prea ok omul. Doamne. Acum sunt și nebun, de cu și eu și Coke și ăsta care azi mai devreme. Băi, da, deci fii atent, ascultă-mă puțin, nu că iau apărare la polițist sau la ceva, dar eu am făcut de mult roleplay cu băiatul ăla cu ID mare și niciodată nu mi s-a părut că a făcut ceva gen greșit. Face cel puțin de față mult, cu mine. Greșit la faza asta. Da, tu zici că n-a făcut deloc roleplay, că nu te-a percheționat, că n-a păi făcut nimic. Păi nu prea fost roleplay, adică el îmi zice că, i-a zis, adică colegul meu a zis, că am eu topor și de-aia m-a băgat. Nu că, că el nici nu mi l-a confiscat, uite, l-am în mână, dar abia mișt în părnaie. Trebuie să încercați să-i confiscați ăla, vă rog, un polițist? Da, să vedem dacă merge. Nu cred că e bug la mine. Da, să vedem dacă merge. Poate nu merge, în momentul în care dai să confiști armele, poate nu merge să iei topor. Nici nu mi-arată călare. Eu nici nu mai am, nu mai am topor acum. Păi nu mai am. Nici mie nu mi-arată călare. Păi ia scoate ăla și vezi dacă ai topor. Scoate cătușele. Scoate-le tu, Gino. Am nimic. Acum. Ia stai pe loc. Nu, stai să văd dacă e la mine. La mine nu e, n-am topor. Nu e la mine, nici la mine. Eu nu mai am și ați văzut că l-am pus în mână mai devreme. Și în pușcărie l-avea. Toporul magic apare... Îl are... Îl are ID 11. Nu-l are, mă, nici ce ID 11. L-ai tu? Mașete, bă. Dacă l-a pus în mâna din aur. Ai, nu-i, nu-i topor ăla. Nu-i topor, nu-i topor ăla. E machete, mă. Eu am tot ce se poate cumpăra de la shop. L-a pus, mă. Asta e rangă. Nu știu ce să zic. That's right! Luca, mersi mult, tată. Mersi frumos de abonare. Apreciez. Nu ți l-a ciort din nimeni, s-a șters. Bun, mă rog, hai că nu mai are rost asta. Să-i dea gen un... Nu mai are. Da, dă-i, pune-i cătușele și dă-i, mai dă-i 30 de minute gel, cum asta dă-i ce jumătate de oră. Mai dă-i 30 de minute gel și ai. Bă, oricum am mai stat și ai 20 de minute. O mașină, un chip bun, până într-o 100 de mii. Poți să-i dau de aici? Ce mi-ai recomandat? Chiar nu știu acum, sincer. Care-i tot, poți să-i dau de aici? Da, da, poți, poți direct de aici, da, poți să dai direct de aici. Dă-i, dă-i jumătate de oră, dă-i 30 de minute. O să vreau să vorbesc și cu Alex și cu Gabriel ăla, să vedem care-i treaba. Așa, gata, am terminat toată problema. Hai că stăm aici de 20 de minute. Da, da. Acu, hai. Hai că s-a spargă așa aici. Vrei mașina reparată, boss? Ia ce-ți mă, ce facem? Mai stăm pe live? Nu mai stăm pe live? Nu știu ce să mai fac, sincer. Sunt curios de cât timp sunt live. Poate să spună cineva, vă rog, că deocamdată chiar nu văd aici de cât timp sunt live. Nu, cred că a trecut ceva. Cred că mai facem și mâine, dacă e, dacă e, sau... Da, de fapt mâine nu prea am nimic de făcut, să zic așa. Deci cred că aș putea și mâine să fac live. Deci de 3 ore sunt live, ok, de 3 ore. Până atunci anunță un restart, te rog, ok. Restart în 2 minute. Vă rog, duceți-vă la un garaj. Să-l astăzi în pușcărie. Păi, zi-ați că nu mai stau, dacă, e, dacă ne mai auzim și mâine, mâine tot așa undeva...
Bine, cred că mâine o să fac mai devreme, că mâine fiind duminică, na, luni, școală, muncă și așa mai departe. Deci dacă ei o să ne auzim mâine undeva pe după amiază, gen după ora 4, 5 încolo. Carleto, vezi că la iar a ieșit. Cred că are bug. Cum dracu ești el? Nu știu, l-a dat în fața secției. Serios? Pe 30 de secunde, da. E, probabil în momentul în care i-a dat Alex Angel, cred că i-a dat de mai multe ori, probabil din cauza asta. Îi dai după restart din nou. Așa se întâmplă, când îi dai Angel 1 de mai multe ori, dacă îl bagi după aia îl scoate imediat. Deci așa facem, da? Deci ne auzim și mâine, mâine după amiază, undeva după ora 4, nu știu, undeva pe la 4, 5, undeva pe la ora aia, dacă eu să ne auzim tot un live. Acum întrebarea mea este, vreți să facem live tot cu Neamitică sau să facem altceva? Deci după cum vreți și voi. Da, a dat cineva în gel de mai multe ori, exact, asta am zis și eu mai devreme. Mai mult ca sigur asta a fost. Cred că poți să dai restart, hara. 254 de like-uri, fraților, vă mulțumesc mult de tot, chiar vă mulțumesc mult. E și obositor, frate, mă jur, e și obositor să... Na, vorbești în continuu, așa e... Neamitică, neamitică. Mă, ca polițist se duci întors, pentru că este posibil să ai acțiune, este posibil să n-ai acțiune, știi? That's right! Am adeprind, depinde. Right, mersi frumos de abonare, la fel de rare și mersi mult de tot, frate. That's right! Ce vrei, bă, bă? Neamitică, ok, hai că dacă e să facem, dacă e tot cu Neamitică, mai găsim noi ceva. Moschetare, ești cu mă? E la mă. Ara? Cine e băiatul ăsta? Dă mai faină o tură, boss. Până unde? Ara, să-i hacker? Până unde vrei tu, că e mașina mechile rău. Păi, că las până la showroom. Se vede orașul pe geam, dar nu se vede orașul pe geam, se vede portul pe geam. În partea aia lasă în portul. E maxim 326. ETS2 Caliton, nu știu dacă, nu prea sincer ce vrei tu să... Bag o mafie. Hai, cu mafie e mai complicat, frate, sincer. Trebuie să am și cu cine ca să pot să fac roleplay de mafie, știi? Singur e cam greu. Aia este ideea. Aici oprim 5M-ul. Nu știu, vedem dacă e mâine. Deocamdată cred că o să facem dacă e tot cu Neamitică și după aia mai vedem. Cred că așa e cel mai ok. Nu e hacker, dar are ID mare, de unde naiba? Adică nu sună cunoscut ID-ul lui. A, am înțeles, Sara, am înțeles. Mi-a dat cu panică când am văzut ăla. Mi-a dat seama că se văd doar luminițele. Da, da, da. Mi-a dat seama. A, băieți, ce să vă zic, băieți și fete. Vă mulțumesc mult pentru like-urile date. Deci azi chiar a fost un live neașteptat de mișto. Adică au fost și persoane pe live, au fost și like-uri, 260 de like-uri. Vă mulțumesc mult de tot. Am zis, o să ne reauzim dacă e și mâine, undeva după ora 4-5 încolo, cu un live tot cu Neamitică. That's right! Alex, mersi frumos de abonare. La fel, Cătălin, mersi mult de tot pentru abonare. Re, ce să vă zic, mai dragilor. Eu vă urez weekend plăcut, aveți grijă de voi și sper să ne auzim cu bine, ok? Ciao, ciao! Everybody look at me.